Numele trandafirului, de Umberto Eco. Traducere de Florin Chirițescu. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța. În distribuție, Radu Beligan, Gheorghe Dinică, Mihai Călin, Constantin Dinulescu, George Motoi, Mircea Albulescu, Traian Stănescu, Alexandru Georgescu, Alfred Demetriu, Eugen Cristea, Liviu Crăciun, Eusebiu Ștefănescu. Regia artistică, Grigore Gonța. Esti video patria omnipotente in unitate Spiritus Sanctis. Amen. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati laudemus dices. Et cum spiritu tuo offerte vobis pace. Bun venit, frate Guglielmo. Mulțumesc, Agone. Mare e bucuria mea să pun piciorul în mănăstirea măreției tale. Vin ca peregrină în numele Domnului, dar vin și în numele Domnului de pe acest pământ. Și îți mulțumesc în numele Lui pentru primirea ce-mi faci. Venirea ta a fost precedată de multe misive ale confraților noștri. Ți-l prezint pe Atzo, secretarul meu. Da. Remigio, rogu, te însoțește pe oaspeții noștri la chelii. Poftiți. Vă voi vizita după ce vă recapătați puterile. În noaptea asta, Atzo, vei dormi cu maestrul tău. Mâine se va elibera o chilie și pentru tine. Aveți pe masă de aleguri. Gustați, beți și odihniți-vă în pace. Să ascultăm sfatul chelarului. Îți cer iertare că am venit atât de repede, dar trebuie să-ți vorbesc, frate Guglielmo. S-a întâmplat în abația noastră ceva care cere luarea minte și sfatul unui om ager și prudent, cum ești domnia ta, ager pentru a descoperi și prudent, dacă e cazul, pentru a acoperi. Înțeleg. Îmi place să mă gândesc că domnia ta, când era închizitor, ai condamnat numai când... Când acuzatul săvârșise cu adevărat crime, încât puteam să-l încredințez cu suflet împăcat brațului secular. De ce vorbești de acțiuni criminale și nu de cauze diavolești? Pentru că în această privință singurul judecător poate fi numai Dumnezeu. Ah, desigur. Aș dori să mă ocup de ceea ce te frământă, Abone. O întâmplare neobișnuită s-a petrecut acum câteva zile. Adelmo, un călugăr tânăr, dar deja un maestru al miniaturii, a fost găsit dimineața mort în fundul râpei. Căzuse, fără îndoială, de la una din ferestrele aflate deasupra prăpastiei, în neaua care fulguise peste noapte. Unde l-ați îngropat? În cimitir, firește. Dacă nefericitul, Doamne ferește, s-ar fi sinucis, a doua zi ați fi găsit una dintre ferestre deschisă, în vreme ce voi le-ați găsit pe toate închise. Cine ți-a spus? Domnia ta. Dacă fereastra ar fi fost deschisă, v-ați fi gândit că el s-a aruncat de acolo. Dar fiind îngropat creștinește, ferestrele trebuie să fi fost închise. Și domnia ta te întrebe acum cine s-ar fi putut, nu zic împinge în prăpastie, ci ridica fără voia lui până la pervaz. Nu mi-au spus destule despre puterea minții tale, Guglielmo. Ar fi fost foarte grav dacă unul dintre călugării mei s-ar fi murdărit cu abominabilul păcat al sinuciderii. Dar cred că un altul dintre ei s-a murdărit cu un păcat la fel de înspăimântător. De ce unul dintre călugări? În abație mai sunt și grăjdari, servitori. Totul s-a petrecut în edificiu. Acolo se află scriptoriumul și biblioteca. După cină edificiul e închis și avem o regulă foarte severă care interzice oricui să mai rămână acolo peste noapte. Bine, voi începe chiar înainte de a afla călugării tăi ce îndatorire mi-ai dat. Doream mult să vizitez biblioteca voastră.
Poți umbla prin toată abația, dar nu prin bibliotecă. De ce? Credeam că știi că biblioteca noastră nu este la fel ca celelalte. Știu că abația voastră este singura lumină pe care creștinătatea o poate pune alături de cele 36 de biblioteci din Bagdad. Așa și este. Pronia cerească a poruncit ca guvernarea lumii, care la început era la răsărit, pe măsură ce trece timpul, să se mute în apus. Și de acest apus, noi suntem lumina înaltă. Dar ce legătură are cu faptul că nu se poate vizita biblioteca? Ei, vezi, frate Guglielmo, biblioteca a fost ridicată după un plan care a rămas necunoscut. Numai bibliotecarului s-a dezvăluit această taină de către bibliotecarul care i-a premers și o dezvăluie cât este în viața ajutorului de bibliotecar. Și buzele amândurora le sunt pecetuite de taină. Numai bibliotecarul are dreptul să umble prin labirintul cu cărți. Singur el știe să le găsească. Ceilalți călugări cunosc catalogul cărților, dar un catalog spune prea puțin. Numai bibliotecarul știe ce fel de taine, de adevăruri sau de minciuni închide în el volumul cu pricina. Numai el hotărăște dacă să-l încredințeze călugărului care îl cere, după ce mi-a cerut mie părerea. Așadar, în bibliotecă sunt și cărți care conțin minciuni? Monștri există pentru că fac parte din proiectul divin. Tot așa există cărțile magilor, cabalele iudeilor, născocirile poeților păgâni. Și a fost sfântă convingerea celor care au sprijinit această abație în secole că și în cărțile mincinoase poate să se întrezărească, pentru ochii cititorului clar văzător, o palie de licărirea înțelepciunii dumnezeiești. De aceea și pentru el este adăpost. Și așa nimeni, în afară de două persoane, nu intră în bibliotecă. Nimeni, chiar dacă ar voi. Biblioteca se apără singură. Poți să intri, dar nu mai poți să ieși. Și spunând asta, aș dori să te supui regulilor abației. Dar cum pot chibzui la moartea lui Adelmo dacă nu văd locul în care a început povestea morții lui? Un om care a descris moartea lui Adelmo fără să știe nimic despre ea nu va întâmpina nicio greutate să se gândească la niște locuri unde nu are voie să intre. Domnia ta, ești înțelept și când ești sever. Ce s-a întâmplat? Se taie porceață. Nu de sângele acesta trebuie să se ocupe maestrul tău. Pocăiți-vă-ți, fii de când dracu' Venturul Sens ca să roagă inima ta la morță, supernos. Roagă-te să vină Sfântul Papa să ne mântuie de tot aspecata. Un monasteriu netachi se mănâncă și se roagă Dominul nostru, restul nu face nici cât o ceapă de gerată. Et amen, nu? De ce ai spus pocăiți-vă-ți? Domnule, frate magnificentissimo, Iesus Venturus est și oamenii trebuie să se pocăiască. Îi spune, i-ai cunoscut cumva pe Dolcirien? Vade retro! Vade retro! Guglielmo, mult e vitul meu, frate! Ce mult timp a trecut! El este alțul din Melk, secretarul meu. El e Umbertino din Cazale. Guglielmo, erau gata să mă omoare, a trebuit să fug noaptea. Cine te voia mort? Papa Ioan? Au încercat să mă ucid de două ori. Ioan emisese deja două bule împotriva ordinului nostru și chiar Michele din Cezena cedase. Când sosește Michele? Peste două zile, dar ce s-a întâmplat? Mi-a poruncit Ioan să aștept un memoriu despre sărăcie. A fost un lucru frumos, Guglielmo, Dumnezeu să-mi ierte infatoarea. L-am citit. Se găseau șovăirinici chiar și printre ai noștri, episcopul de Cafa. Un dobitoc. Odihnească-se în pace, s-a dus la domnul acum 2 ani. Domnul n-a fost atât de îngăduitor, face parte din delegație. Dar e de partea capitolului de la Perugia. Tocmai, face parte din acei oameni care sunt cei mai buni apărători ai adversarilor lor. Au spus că am fost la Sachsenhausen acum 3 ani, când împăratul Ludovic l-a proclamat eretic de Papa Ioan și știau cu toții că eram la Avignon. Au găsit că unele părți din declarația împăratului reflectau ideile mele. Ce sminteau? Nici de cum. Ideile le dădusem eu, scoțându-le din declarația ta de la Avignon. Tu? Eu. Ia, povestește cum ai scăpat de câine aceea. Așa e, câini turbați. A trebuit să mă lupt chiar cu Bona Grația, în persoană, știi? El m-a zis că acum stă pe lângă un prieten al meu care este în curie. William Hockham. Mm-hmm. Oh, e un om fără înflăcărare, numai cap.
Deloc, suflet. Dar un cap strălucit. O să-l duc în infern. Atunci o să-l revăd acolo și o să discutăm despre logică. Taci, Guglielmo, tu ești mai bun, mai bun decât filozofii tăi. Ah, dacă ai fi vrut numai. Ce anume? Când ne-am văzut ultima dată în Umbria, ții minte? Chiara de Montefalco. Chiara. Știi cum viața mea s-a inspirat din castitatea cea mai pură, Guglielmo? Știi cu ce feroce? Da, e cuvântul potrivit. Cu ce feroce sete de penitență am încercat să ucid în mine palpitațiile cărnii. Și totuși Chiara de Montefalco a fost în viața mea un mesager ceresc. Și a fost un dar că tocmai eu a trebuit să cercetez minunile sale și să-i proclam sfințenia. Și tu erai acolo și mă puteai ajuta în acea sfântă misiune cu el. Sfânta misiune la care mă pofteai era de a trimite pe rug pe Bentivenga. La închetă a reieșit clar că Bentivenga le seducea pe călugărițe spunându-le că infernul nu există, că dorințele carnale se puteau satisface fără mânia pe Dumnezeu, că lui Dumnezeu i-a fost pe plac mai mult Magdalena decât Fecioara Agnese. Și prea fericită Chiara, după ce a auzit spusele lor, a avut acea viziune în care Dumnezeu i-a spus că aceia erau discipolii lui Spiritus Libertatis. Erau minoriți cu mintea aprinsă de aceleași viziuni ca și ale Chiarei. Și adesea ceea ce desparte viziunea extatică de frenezia păcatului este foarte puțin. Cum poți să confunzi momentul iubirii extatice în parfumul tămâiei? Cum vă mășea la simțurilor care miroase pucioasă? Bentivenga căuta plăcerea. Oare nu Chiara ta a povestit de ziua în care cu sufletul răpit a stat în mormântul lui Hristos? Nu a spus cum l-a văzut culcat cu ochii închiși și la început i-a sărutat pieptul, apoi i-a sărutat gura și a simțit cum urcă din acele buze un parfum de nedescris. Apoi și-a pus obrazul pe obrazul lui Hristos și Hristos și-a apropiat mâna de obrazul ei și a strâns-o la sine și, așa a spus, bucuria ei a devenit nemăsurată. A fost o experiență mistică și corpul acela era al Domnului Dumnezeului nostru. Poate că m-am obișnuit cu ce era la Oxford, unde și experiența e de altfel. Totul în cap sau în ochi. Dumnezeu simțit ca lumină razele soarelui. Nu este dragostea asta mai aproape de aceea lui Francisc când îl lăuda pe Dumnezeu în creaturile sale? Flori, ierburi, apă, aer. Nu-mi place o iubire care transformă în discuție cu Dumnezeu fiorii care se simt în contactele cu carnea. Vorbele tale sunt blasfemie, Guglielmo. Da, da, există un desfrâu al adorației, după cum există un desfrâu al durerii și chiar unul al umilinței. Dacă le-a trebuit atât de puțin îngerilor ca să schimbe înflăcărarea lor de adorație și de umilință în înflăcărare de fală și de revoltă, ce să mai spui de o ființă umană? Gândul ăsta m-a străbătut în cursul anchetelor mele inchizitoriale și din pricina asta am renunțat. Mi-a lipsit curajul să anchetez slăbiciunile celor răi pentru că am constatat că sunt aceleași slăbiciuni ca și ale sfinților. Ai făcut bine că te-ai oprit. Trebuie să lupți contra răului. A apărut și între aceste ziduri. Știu, abatele mi-a cerut să-l ajut să facă lumină. Atunci spionează, sapă, privește cu ochi de linț în două direcții, desfrâul și orgolul. Desfrâul? Da, desfrâul exista ceva, ceva feminin și deci ceva diabolic în tânărul care a murit. Avea ochi de fată în care se citea o obsesie. Dar ți-am spus și orgolul. Orgolul minții, iluzia înțelepciunii în această mănăstire consacrată orgoliului cuvântului. Dacă știi ceva, ajută-mă. Nu știu nimic în această privință. Bine, bine, atunci ne vei putea fi de ajutor în discuțiile delegaților. Va fi o întâlnire furtunoasă. Sunt convins că ne vom distra. Nu înțeleg niciodată când voi englezii vorbiți serios. Nu e nimic distractiv. Este vorba de supraviețuirea ordinului condamnat de acest papă francez. O, Doamne, în ce mâine a căzut biserica ta? Transformată în prostituată, mărășită de lux! E sfârșit, se apropie zilele Anticristului și mi-e teamă, Guglielmo. Dar tu nu crezi în venirea lui Anticrist și maestrii tăi de la Oxford te-au învățat să idolatrizezi rațiunea, secătuind capacitățile profetice ale sufletului. Guglielmo, știi că te iubesc, știi că am multă încredere în tine. Aruncă-ți toate cărțile. Am să păstrez numai pe a ta. Englez, prostănac, nu râde de semenii tăi și fii atent în apație. Locul ăsta nu-mi place. Tocmai, vreau să-l cunosc mai bine. Să mergem, Ațo. Da.
Cine era călugărul ăsta zimintit care vorbește limba de la Babel? Salvatore? L-am auzit spunând pocăiți-vă-ți. L-a auzit poate pe vreun predicator rătăcitor. El lacom și desprânat, dar nu e cu nimic, cu absolut nimic potrivnic dreptei credințe. Nu! Răul abației caută la cine știe prea mult, nu la cine nu știe nimic. Nu clădi un castel de bănuiel pe un cuvânt. Totuși îmi place să ascult și cuvintele și să mă gândesc la ele apoi. Tu gândești prea mult. Băiete, să nu iei multe exemple rele de la maestrul tău. Singurul lucru la care trebuie gândit și îmi dau seama de asta la sfârșitul vieții este moartea. Mors est vies viatoris, finis est omnis laboris. Sunt părintele Ierzoris Severino. Am grijă de băi, de spital, de grădini. Vă stau la dispoziție dacă doriți să vă descurcați mai bine la bație. Îți mulțumim. Am observat imediat frumusețea grădinii. Are nu numai ierburi comestibile, dar și plante medicinale. Da, pot să spun că această grădină e mai bogată decât a fost vreodată un ierbar. Acum iarna cu rădăcini de măcris sălbatic se tratează catarele. Avem lemn dulce și enupăr pentru infuzie, soc să faci cu coajă de pâine, un decoc pentru ficat. Aveți cumva și plante bune numai pentru mâncare? Absolut. Tânărul meu mânz împometat, nu există plante bune pentru mâncare care să nu fie bune și pentru tămăduire, dacă sunt luate cu măsură. Uite, de pildă, cetele calde și umede, luate câte puțin, în lesles coit. Firește la cei care n-au intrat în călugărie. În cantitate mare fac capul greu și trebuie combătute cu lapte și oțet. Să mănânci, în schimb, usturoi cal și uscat foarte bun contra otrăvirilor, dar nu trebuie exagerat, că ce elimină prea multe umori din creier. În schimb, fasolea produce urină, îngrașă, două lucruri foarte bune, dar de vise urâte, sigur, mult mai puține însă decât alte ierburi, pentru că sunt și din cele care provoacă nelucire rele. Care? Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le știe doar ierboristul. Altfel, orice nesebuit poate să-ți provoace nelucire. Dar ajunge puțină urzică, sunt un pic de roibra și ești ferit de nelucire. Studiezi ierburile? Prea puțin. Aș fi bucuros să am cu tine o discuție despre ierburi. Eu mai mult decât tine. Ai avut prilejul să vorbești mult cu Adelmo? Nu, eu nu-mi petrec ziua în scriptoriu și în laboratorul meu. Deci nu știi dacă Adelmo a avut năluciri. Năluciri? Ca cele pe care le dau ierburile tale, de exemplu. Păzesc cu multă grijă ierburile privejdioase. Nu vorbeam de năluciri în general. Nu înțeleg. Un călugăr care se preumbră noaptea prin edificiu, unde, cum recunoaște și abatele, se pot întâmpla lucruri cumplite pentru cine intră acolo la ore neîngăduite, mă gândeam că putuse să aibă năluciri drăcești care să-l fi împins în prăpastie. Eu nu frecventez scriptorium decât atunci când am nevoie de vreo carte și de obicei am ierbarele mele pe care le păstrez în spital. Adelmo era foarte apropiat de Jorge, de Venancio și ferește de Berengario. Berengario? Da, ajutorul de bibliotecar. Și de ce firește? Au fost novici împreună. Era firesc să aibă despre ce să-și vorbească. Asta voiam să spun. Asta deci voie să spun. Să intrăm în edificiu. Vrei să ne călăuzești? Cu plăcere. Sunt bibliotecarul Malachi. Să vă prezint călugării care lucrează în acest minunat scriptoriu. Venanțiu. Traducător din greacă și arabă, credincios al acelui Aristotel, care, desigur, a fost cel mai înțelept dintre oameni. Aimaro. Din Alexandria. Copiază opere împrumutate numai pe câteva luni. Bencio, tânăr monac scandinav. Mă ocup cu retorica. Berengario. Ajutor de bibliotecar. Și miniaturiști germani, daci, francezi, spanioli. E minunat să vezi atâta hărnicie. Am aflat că unul dintre miniaturiștii voștri a dispărut de curând. Abatele mi-a vorbit despre talentul lui. Aș putea vedea codicile pe care picta? Adelmo lucra din cauza vârstei sale fragede numai pe marginalia. Avea o imaginație foarte sprintenă și din lucruri știute știa să compună lucruri surprinzătoare. Dar uitați, aici sunt cărțile sale.
Nimeni nu s-a atins de masa lui. O psaltire pe marginea căreia ni se împățișează o lume răsturnată. Câinii aleargă înaintea iepurelui și cervii îl vânează pe leu? Adelmo a deprins meșteșugul în țara domniei tale, deși după aceea a studiat și în Franța. Aller Wunder sich geschwiegen, das Herr die Himmel hat überstiegen, das Sult ist ein Wunder wiegen. Imaginile ne vorbesc despre acea regiune unde se ajunge călărind o gâscă albastră, unde se găsesc omari care zboară ca porumbeii și vulpi prinse în capcană de un cocoș. Per Bavana autrizui acta non lovi. Omul de înțelepciune respectabilă pe care îl vedeți este Jorge din Burgos, mai bătrân decât oricine trăiește în mănăstire, în afară de Alinardo din Grota Ferata. Este cel căruia foarte mulți dintre călugări încredințează apăsarea păcatelor lor prin taina spovedaniei. E orb? Da. Venerabile Jorge, cel care stă în fața domniei tale este fratele Guglielmo din Baskerville, oaspetele nostru. Sper că nu v-am mâniat cuvintele mele. Am auzit oameni râzând de lucruri rizibile și le-am amintit unul din principiile noastre. Și cum există discuții dăunătoare, există și imagini dăunătoare, care mint despre forma creației și arată lumea pe dos. Dar domnia ta vii din alt ordin, unde aud că e privită cu îngăduință chiar și veselia cea mai nepotrivită. După cum îmi predici, pentru a stârni închipuirea mulțimii credincioase, trebuie să amestecate exemple, nu arare ori glumețe, la fel și vorbirea imaginilor trebuie să se servească de aceste nuge. Pentru orice virtute și pentru orice păcat există un exemplu scos din bestiarii și animalele prefigurează lumea oamenilor. Și așa cuvântul Domnului să ne parvină prin măgarul care cântă la liră, marea care a foc, lupul care face pe eremitul, să înveți gramatica de la cucuvea, orbii să-i vadă pe muți, muții să ceară pâine, furnica să fete un dițel, plăcintele să crească pe acoperișuri, găinile să-i însămânțeze pe cocoș. Puneți carul înaintea boilor, porcul să doarmă în pat și tot să meargă cu capul în jos. O lume răsturnată și potrivnică celei stabilite de Dumnezeu, sub pretextul de a răspândi învățătura divină. Rușine pentru dorința ochilor voștri și pentru zâmbetele voastre! Domnul Dumnezeul nostru nu a avut nevoie de atâtea prostii pentru a ne arăta calea cea dreaptă. Nimic în parabolele sale nu îndeamnă la râs sau la teamă. În schimb, Adelmo, pe care acum îl plângeți mort, se bucura în așa măsură de monstruozitățile pe care le picta, încât a străbătut toate, spun, toate căile monstruozității! Ceea ce Dumnezeu știe să pedepsească. Venerabile Jorge, virtutea domniei tale te face nedrept. Cu două zile mai înainte ca Adelmo să fi murit, erai de față la o dezbatere care a avut loc aici în scriptorium. Adelmo dorea carta lui să fie totuși înțeleasă într-o slava lui Dumnezeu. În ziua aceea era vorba de a înțelege în ce fel se poate da la iveală adevărul prin mijlocirea unor expresii surprinzătoare, pline de istețime și tăinuite. Iar eu i-am amintit lui Adelmo că în opera mare lui Aristotel găsim cuvinte foarte clare în această privință. Nu mi-amintesc. Sunt foarte bătrân. Nu mi-amintesc. Poate am exagerat în severitate. Acum e târziu. Trebuie să mă duc. E ciudat că domnia ta nu ți-amintești. A fost o discuție doctă, foarte frumoasă, în care a intervenit și Bencio și Berengario. Așa e. Era vorba de a se ști, de fapt, dacă metaforele, jocurile de cuvinte și enigmele nu ne ajută să raționăm asupra lucrurilor într-un chip nou. Era acolo și Malachia. Dacă venerabilul Jorge nu-și amintește, ai cel puțin respect pentru oboseala minții lui, al minter mereu atât de vie. Foarte bine, frate. Dacă memoria e un dar al lui Dumnezeu, atunci și uitarea poate fi prețuită. Și o respect la fratele mai bătrân. Din partea ta însă mă așteptam la o amintire mai vie, în legătură cu unele lucruri petrecute când ședeam aici împreună cu un prieten foarte drag ție. Numai noi doi, eu și Berengario, mai rămânem. Să punem lucrurile la loc și să pregătim biblioteca pentru noapte. Dumnezeu ne va ierta că nu asistăm la serviciu divin. Hai să ne plimbăm puțin pe platou ca să ne obișnuim cu locul. În spate se mai suflă sticla și aici se fixează cu plumburile.
Dar marea operă de artă a vitraiului care împodobește biserica a fost săvârșită cu secole în urmă. Acum mărcinesc la lucruri mărunte sau la repararea stricăciunilor și cu mare greutate, pentru că nu se mai pot găsi culorile de altă dată, mai ales albastrul, de o calitate atât de curată. Când soarele este sus pe cer, revarsă navă o lumină de paradis. Geamurile refăcute de curând nu mai au aceeași calitate. Nu mai avem înțelepciune anticilor. S-a dus vremea uriașilor. Suntem pitici, Nicola. Dar pitici care stau pe umerii acelor uriași. Și nimicnicia noastră izbutim uneori să vedem mai departe decât ei. Spune-mi, ce facem noi mai bine și ei nu știau să facă? Să se arătă o operă din zilele noastre, din care mă simt onorat să stăpânesc un foarte trebuincios exemplar. Ocul de vitro cu capsule. Ochelari. Mi dai să-i cercetez. Mi-ar face plăcere să fac unii la fel. Fără îndoială, numai ia seama, grosimea sticlei se schimbă după cum o cere ochiul cu care trebuie să se potrivească. Ce minune! Și ai să vezi că mulți au să vorbească de vrăjitorie, de amestec cu necuratul. Într-adevăr, aici poți vorbi pe drept cuvânt de magie. Numai că există o magie care este lucrarea diavolului și care urmărește prăbușirea omului, și o magie acolo unde știința Domnului iese la iveală prin știința omului, cu scopul de a prelungi viața omului. Și aceasta este magie sfântă. Dar de ce acei care dețin această știință nu împărtășesc întregului popor al lui Dumnezeu? Uneori e bine ca anumite secrete să rămână tăinuite. Aristotel spune în Cartea Secretelor că a dezvălui prea multe ascunzișuri ale naturii înseamnă să rupi un sigiliu ceresc și că multe rele ar putea ieși de aici. Ceea ce nu înseamnă că secretele nu trebuie dezvăluite. Dacă se convine însă, să hotărască înțelepții când și cum. Totuși în edificiu secretele științei sunt foarte bine păzite de magie. Ca de exemplu ce? Nu știu cu precizie. Mă ocup de sticle, nu de cărți. Dar în abație umblă povești stranii. Ce fel de povești? Stranii. Se spune despre un călugăr care în timpul nopții se aventurase în bibliotecă în căutarea ceva ce Malahia nu voia să-i dea. Că a văzut șerpi, oameni fără cap și oameni cu două capete, puțin a lipsit să nu iasă nebun din labirint. De ce vorbești de magie și nu de apariții diabolești? Pentru că oricât aș fi eu un meșter sticlar, nu sunt atât de neștiutor. Dacă e rău să pui mâna pe anumite cărți, de ce diavolul să-l împiedice pe un călugăr să făptuiască răul? Dar n-ar putea fi sufletele bibliotecarilor răposați care să facă toate magiile astea? S-ar putea. Dumnezeu să ne păzească. E târziu, a început vesmer. La revedere! La revedere! În bibliotecă se petrece ceva și nu cred să fie sufletele răposaților. De ce? Pentru că mi-închipui că au fost atât de virtuoși încât astăzi stau în împărăția cerurilor să-și bucure ochii privind chipul lui Dumnezeu. Dacă răspunsul ăsta poate să te mulțumească. Dar crima noastră are vreo legătură cu povestea asta? Crima? Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât sunt mai convins că Adelmo s-a omorât. Dar de ce să se fie omorât? Dar de ce să-l fie omorât? Trebuie să căutăm motivele. În edificiu se respiră un aer de reținere. Toți ne ascund ceva. Deocamdată n-am adunat decât unele insinuări asupra unei anume legături între Adelmo și Berengario. Asta înseamnă că vom ține ochii pe ajutorul de bibliotecar. Ce-ar fi să mergem la masă? Ar fi foarte bine. Doamne Dumnezeule mare și puternic, binecuvântează aceste bunătăți din care noi nevrednici Tăi supuși ne vom înfructa. În numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt. Amin. Amin. Pentru această seară, dat fiindcă și tu ați o ești oaspete, vei putea să te bucuri de privilegiul de a sta la masă cu noi, chiar dacă ești un novice benedictin. Vă mulțumesc. În zilele următoare poți să stai la masă cu călugării sau, dacă maestrul tău are să-ți încredințeze vreo sarcină, treci pe la bucătărie și vor avea grijă de tine. Așa voi face. Iată-l și pe Alinardo din Grota Ferata. E cel mai bătrân dintre noi. A fost novice în abația asta, chiar a trăit întotdeauna aici și amintește câte și mai câte s-au întâmplat de cel puțin 80 de ani încoace. Ia loc, frate Alinardo. Domnul fie cu voi. Să-l urmăm mereu pe profet care spune: m-am hotărât, voi vedea că nu pot trăiesc cu limba mea. Am pus strajă gurii mele, mult am devenit. M-am ferit să vorbesc chiar și despre lucruri nevinovate.
Guglielmo, nu folosim untură nici ulei de rapiță, ci ulei de măsline care vine de pe pământurile pe care abația le posedă la poalele muntelui aflat spre mare. Și dacă în pasajul acesta profetul ne învață că uneori pentru iubirea de tăcere ar trebui să ne abținem și de la vorbele îngăduite, cu atât mai mult va trebui să ne abținem de la vorbele neîngăduite. Desigur, vinul nu se cuvine călugărilor, dar întrucât nu pot fi convins să nu bea, cel puțin să nu bea pe săturate. Vorbele urâte, prostiile și care găsulăcurile noi le-o sântim și nu vom îngădui ca discipolul să spună ceva despre toate acestea. Asta se potrivește și pentru discuțiile care s-au iscat astăzi. Ioan Gură de Aur a spus despre Hristos că nu a râs niciodată. Nimic din natura lui omenească nu-l împiedica, pentru că râsul este firesc omului. Manduca, iam coctum est. Ce? Sunt cuvintele Sfântului Laurențiu pus pe grătar când le-a spus căleilor: întorceți-mă, că pe partea asta m-am copt. Ceea ce arată că râsul este foarte aproape de moarte. Cu bunăvoință vă îndemn la tăcere. Vi-l prezint pe părintele Francescan Guglielmo, William în limba lui, din Baskerville, reprezentant al împăratului la discuțiile ce vor avea loc aici. Desigur că ați auzit de înțelepciunea domniei sale care i-a adus atâta faimă, drept pentru care l-am rugat să facă cercetări în privința morții lui Adelmo. Vă poftesc să răspundeți întrebărilor, ușurându-i astfel cercetările. Masa a luat sfârșit. Să mergem la slujbă. Spune-mi, bune, la ora asta se închid ușile edificiului? De îndată ce slujitorii vor curăța refectorul și bucătăria, bibliotecarul însuși va închide toate ușile, zăvorându-le pe dinăuntru. Pe dinăuntru? Și el pe unde iese? Desigur că nu doarme în bucătărie. Așadar, Alzo, există și o altă intrare, dar noi nu trebuie să știm. Nu râde, între zidurile astea râsul nu se bucură de o reputație prea bună. Năut, ai năut? Dă-mi puțin năut. Dă-i puțin năut, Alzo. Poftim, Alinardo. Ajutorem nostrum in nomine Domini. Vi fecit cerum et terra. Cante chemer spunem, Doamne, al dreptății mele. Binecuvântați pe Domnul voi toți cei ce sunteți supuși. Îl vezi pe Malachia? Vezi de unde a apărut? Da. Privește bine locul acela, Alzul. Ar putea să ne slujească drept trecere spre edificiu. Pe sub cimitir? De ce nu? Bă, trebuie să fie pe undeva și un osuar. Nu e cu putință care secole să îngroape pe toți călugării în acel petic de pământ al cimitirului. Bine, dar domnia ta chiar vrea să intre noaptea în bibliotecă? Unde sunt călugări morți și șerpi și lumini misterioase, bunul meu Alzo? Da, da, băiete, pentru că știința nu costă numai în a afla ceea ce trebuie și se poate face, ci și ceea ce s-ar putea face și care nu trebuie făcut. Și biblioteca asta îmi pare mai degrabă un loc în care tainele rămân foarte bine ascunse. Și nu din curiozitate vreau să văd, ci pentru că mă tot întreb cum o fi murit Adelmo. Un mort? Este un om mort! E un frate! Am găsit cizmele ieșite! Veniți! Haideți! Scoteți-l din hârdău! E Venanțio! Venanțio! După cum vezi, frate Guglielmo, ceva se petrece în abație. Se afla în cor la ultima slujbă? Nu, nu, strana lui era goală. Nu lipsea nimeni? Nu, nu. Perengario era la locul lui? Era. Perino, l-ai văzut vreodată unde necat? Nu arată așa la chip, sunt umflați. Era mort de-a binelea când l-au aruncat în sângele porcilor tăiați. Să vrem dacă sunt răni sau lovituri pe trup. Da. Te sfătuiesc să-l spălați și să-l cercetați. Vin și eu repede. Luați-l, duceți-l la mine, la spital. Rog să se întoarcă fiecare cât se poate pe drumul pe care a venit. Da, zăpada, dragațo, e un minunat pergament pe care oamenii lasă scrieri foarte lesne de citit. De aici la chilie a fost o mare tropoteară de călugări. Totuși să vedem dacă găsim ceva interesant. Dar ce vreți să găsiți? Cineva l-a adus după ce a murit. Și cine cară trupul altuia lasă în zăpadă urme adânci. Aici sunt destul de afunde. E și o dâră ca de ceva târât până la ușa refectorului. Refector, scriptoriu, bibliotecă. Încă o dată biblioteca. Nici
Nicio rană, nicio lovitură, mort ca prin farmec. Ca și cum ar fi pedeapsa lui Dumnezeu? Poate. Sau prin otravă? Se poate și asta. Ai otravă în laborator? Depinde ce înțelegi prin otravă. În grădină cultive, de pildă valeriană, câteva picături potolesc o inimă care bate neregulat. O cantitate exagerată duce la moarte. Și n-ai observat semnele unei otrăvi speciale? Nu, nimic, dar multe otrăvuri nu lasă nicio urmă. Frumoasă colecție de plante medicinale. Da, am unele foarte prețioase. Uite, algalica măcinată vine din China sau din Catai, cum îi spune pe aici. Aloe socoltrino vine din Indii și strânge foarte bine rănile. Argintul viu învie morții, trezește pe cei care și-au pierdut simțirea. Petunia pentru fractura capului, zmirna... Cea magilor? Cea magilor, dar aici bună ca să preîntâmpine avorturile. E culeasă dintr-un copac care se cheamă balsamo dendron mirta. Aceasta este mumia. Foarte rară, produsă prin descompunerea cadavrelor mumificate, slujește la prepararea unor leacuri miraculoase. Mandragora officinalis, bună pentru somn. Și ca să trezească pofta cărnii, nu? Da, așa se spune, dar aici, în abație, cum vă puteți închipui, nu se folosește pentru așa ceva. Dar cum aș vrea să știu, Severino, dacă aici nu există nimic care să poată omorâ un om? Oh, sunt multe. Și din toate astea, nu ți s-a furat nimic în ultima vreme? În ultima vreme, nu, nimic. Dar mai demult. Uite că nu mi-amintesc, sunt în această abație de 30 de ani și la spital stau de 25. Da, prea mult pentru o memorie omenească. Vorbeam ieri de plante care pot da năluciri. Care sunt? Nu știu, trebuie să mă gândesc. Am aici o grămadă de substanțe neobișnuite. Trebuie să mă gândesc. Dar să vorbim mai degrabă de Venanțio. Ce zici? Trebuie să mă gândesc. Bencio e nervos, Berengario e speriat. Va trebui să-i interogăm numai decât. De ce? E meserie grea aceea de închizitor. Trebuie să lovească în cei slabi când slăbiciunea lor este din cale afară de mare. Bencio! Aș vrea să stăm puțin de vorbă. Aveam puțină treabă. Îți amintesc că fac o cercetare pus de abate. Așadar, ce s-a spus în ziua în care s-a discutat despre acele marginalii ale lui Adelmo între tine, Berengario, Venanțio, Malachia și Jorge? Frate Guglielmo, ați auzit ieri câte ceva din ce s-a spus. Jorge spunea că nu este îngăduit să împodobim cu chipuri ridicole cărțile care conțin adevărul. La care Venanțio a spus că însuși Aristotel vorbise despre istețime și despre jocurile de cuvinte ca despre niște instrumente care să scoată la iveală adevărul. De aceea râsul nu trebuie să fie socotit un lucru rău dacă poate să ducă mai departe adevărul. Atât cât mi-amintesc eu, Aristotel vorbise în Poetica despre metafore. Și psalmii folosesc metafore. Psalmii sunt o operă de inspirație divină și folosesc metafore ca să transmită adevărul. În vreme ce operele poeților păgâni folosesc metaforele ca să transmită minciuna, urmărind doar simpla desfătare. De ce te-ai supărat? Pentru că eu mă ocup de retorică. Citesc mulți poeți păgâni și știu, sau mai bine zis, cred, că prin cuvântul lor s-au transmis și adevăruri naturaliter creștine. În sfârșit, ajungi la acest punct, Venanțio a vorbit despre alte cărți și Jorge s-a supărat foarte rău. Ce cărți? Ce însemnătate are despre ce cărți s-a vorbit? Are mare însemnătate, pentru că noi căutăm aici să înțelegem ce s-a întâmplat între niște oameni care trăiesc între cărți, cu cărți, prin cărți și deci și cuvintele lor despre cărți sunt însemnate. E adevărat, frate Guglielmo, noi trăim pentru cărți. Plăcută misiune în lumea aceasta stăpânită de dezordine și decădere. Da, Venanțio care știa foarte bine grecește, a spus că Aristotel închinase anume râsului cea de-a doua carte a poeticii. Și dacă un filosof mare ca el consacrase o întreagă carte râsului, râsul trebuie să fie foarte însemnat. Mulți părinți ai bisericii închinară cărți întregi păcatului, care este un lucru însemnat, dar rău. Câte știu eu, Aristotel vorbise despre râs ca despre un lucru bun și un instrument al adevărului. Te întreb dacă din întâmplare ai citit această carte a lui Aristotel. Nimeni nu a putut să o citească până acum, pentru că nu a mai fost găsit. Dacă nu o găsise, era pentru că nu fusese scrisă niciodată. Providența nu vrea să fie proslăvite lucrurile de nimic. Venerabile Jorge, în acea parte din Poetica pe care o cunoaștem, precum și în retorică, se găsesc multe observații înțelepte despre enigmele pline de duh. Nu este înțelept să-i luăm de model pe africani. De ce râzi, Berengario? Râd pentru că mi-a venit în minte că dacă i-am cercetat mai cu atenție pe africani, s-ar desluși multe alte enigme. Tu te să-ți vezi de treburi.
Și după asta? După asta am plecat la mesele noastre. Dar în vreme ce lucram am văzut că mai întâi Venanțio, apoi Adelmo s-au apropiat de Berengario să-l întrebe ceva. Am văzut cum se ferea, dar s-au tot perindat pe la el. Apoi seara i-am văzut din nou pe Berengario și pe Adelmo tăifăsuind înainte de a se duce în refector. Asta e tot ce știu, frate Guglielmo. Știi, urmare, că cele două persoane care au murit în condiții de neînțeles îi ceruseră ceva lui Berengario. Nu, n-am spus asta, dar dacă vrei să știi părerea mea, Berengario le-a vorbit despre ceva care se află în bibliotecă. Și acolo este locul în care trebuie să căutați. Ce voia să spună Berengario cu vorbele căutați la africani? Cine răsfoiește catalogul va găsi între însemnările pe care numai bibliotecarul le cunoaște una care spune Africa. Ba, am găsit chiar și una care zice Finis Africe. Și am cerut o carte care purta acel semn. Numai că Malachia mi-a spus că volumele care poartă acel semn se pierduseră. Controlați-l pe Berengario. Nu se știe niciodată. Într-adevăr, nu se știe niciodată. Mulțumesc, Bencio, poți pleca. Frate Guglielmo, Berengario e din nou ținta bârferilor, iar Bencio e tare dornic să ne împingă spre bibliotecă. Poate că vrea să descoperim acolo lucruri pe care și el ar dori să le știe. Da, dar împingându-le spre bibliotecă, poate vrea să ne îndepărteze de un alt loc. Care? Nu știu. Bine, dar chiar dumneavoastră ați fost încântat de bibliotecă. Eu vreau să fiu încântat de lucruri care îmi plac mie, nu de cele pe care mi le recomandă alții. Berengario! Da. Așadar se pare că tu ai fost ultimul care l-a văzut pe Adelmo viu. Eu? Cum puteți spune așa ceva? L-am văzut înainte de a se duce să se culce, ca toți ceilalți. Nu, tu l-ai văzut și după asta. Și știi mai multe lucruri decât s-ar putea crede, Berengario. E vorba despre doi morți, așa că nu mai poți să taci. Știi foarte bine că sunt foarte multe feluri de a face pe cineva să vorbească. Da, da, l-am văzut pe Adelmo în seara aceea, dar l-am văzut după ce murise. La picioarele povârnișului? Nu, nu. L-am văzut în cimitir. Ședea printre morminte, larvă între larve. Chipul era ca de cadavru. Ochii priveau deja casnele veșnice. A doua zi, aflând de moartea lui, am înțeles că m-am întâlnit cu fantoma lui. Doamne, Doamne, cu ce glas de mormânt mi-a vorbit. Și ce a spus? Sunt păcătos. Ai înaintea ultimilor un înapoiat din infern. Și în infern trebuie să mă întorc. Adelmo a venit cu adevărat din infern? Și cum sunt pedepsele infernului? Sunt fără de sfârșit. Sunt mai rele decât poate să spună limba noastră. Am scutit trupul meu loc de plăceri. M-am desfătat cu lucruri monstruoase. Vezi tu, căptușeala acestei gluci e ca și cum ar fi numai șerate. Îmi arde trupul. Și pedepsa asta mi-e dată pentru păcatul cel fără de rușine al cărmii de care m-am împovărat. Întinde mâna bunul meu învățător. Întâlnirea asta să-ți fie de trebuincioasă învățătură. Întinde mâna ta. Și mi-a căzut o picătură din sudoarea lui pe mână și mi s-a părut că am găurise mâna. În cât mai multe zile mi-a rămas semnul. De ce spunea bunul meu învățător? L-ai învățat ceva? Nu știu de ce îmi spunea asta. Eu nu l-am învățat nimic. Mi-e teamă, părinte. Vreau să mă spovedesc în durare. Un diavol îmi mănâncă măruntaiele. Nu, Berengario, nu-mi cere să te spovedesc. Nu-mi închide mie buzele deschizându-le pe ale tale. Ceea ce vreau să aflu de la tine nu mă pune să-l aflu în alt chip. Spune-mi, cum i-ai văzut fața palidă dacă era noapte adâncă? Cum a putut să-ți ardă mâna dacă era noapte ploioasă și cu fulgi de zăpadă? Și ce făceai tu în cimitir? Hai, spune! Nu știu ce făceam în cimitir! Nu mi-amintesc! Nu știu cum ne-am văzut fața lui! Poate avea o făclie! Nu, el avea o făclie, o torță! Cum putea să țină în mână o făclie dacă ploua și ningea? Era după completa! Imediat după completa, încă nu ninja, a început după aceea. Începeau primele rafale în vreme ce fugeam spre dormitor, în direcție opusă celei în care mergea fantoma. Și apoi, nu mă știu nimic, vă rog, nu mă întrebați dacă nu vrei să mă spovediți. Bine, du-te de vorbește cu domnul, pentru că nu vrei să vorbești cu oamenii. Sau du-te și caută un cărugăr care vrea să asculte mărturisirea ta, pentru că dacă nu-ți vei mărturisi păcatele, te vei apropia ca un sacrileg de sfintele taine. Du-te, părinte. Ne vom revedea. Acum multe lucruri devin limpezi, ațo. Limpezi, maestre? Acum când avem și fantoma lui Adelmo? Dragă, fantoma aceea mi se pare foarte puțin fantomă. Călugării ăștia citesc prea mult și când sunt agitați, retrăiesc aparițiile pe care le-au găsit în cărți. Bine, dar arsura picăturii de sudoare pe mână? Berengario s-a simțit ars pentru că Adelmo îi spusese învățătorule. Semn că Adelmo îl învinuia că îl învățase ceva de care se îngrozea de moarte. Și nu e greu să-ți închipui ce anume, bietul meu Atsu, după cele ce am auzit despre ajutorul de bibliotecar. Da,
Cred că am înțeles ce s-a întâmplat între cei doi, dar nu credem oare cu toți într-un Dumnezeu al îndurării? Adelmo s-a spovedit, poate. De ce a încercat să pedepsească primul său păcat cu un păcat, desigur, cu mult mai mare, sinuciderea? Niciodată, ca în anii din urmă, predicatorii n-au oferit poporului ca să-i sporească credința și înflăcărarea cuvinte mai răscolitoare și mai înșelătoare. Dar poate că este nevoie de pocăință. Ah, nostalgie. A existat acum 100 de ani o adiere de renaștere. Cine vorbea de ea era ars pe rug, sfânt sau eretic ce-o fi fost. Acum vorbesc toți despre ea. Într-un anumit fel chiar și papa vorbește despre ea. Să nu crezi niciodată în reînnoirea ți-o când vorbesc despre ele curile papale și curțile imperiale. Dar fra Dolcino? Un om care făcea lucruri nechipzuite pentru că pusese în practică ceea ce-i predicaseră mulți sfinți. A cui era vina? A sfinților care predicau pocăință sau a păcătoșilor care o puneau în practică? Și cei care i-au omorât pe pocăiți, răspunzând cu moarte morții, au rechemat apariții de suferință și de sânge, numindu-le oglinde a adevăratei pocăințe. Cu scopul, zice-se, ca nimeni să nu mai păcătuiască. Și nu vor mai păcătui? Eu n-aș vrea să fiu nedrept cu oamenii din țara asta în care trăiesc de atâția ani, dar mi se pare tipic pentru puțina virtute a lor că nu păcătuiau și nu vor păcătui decât din teamă de vreun idol, cu condiția ca acesta să poarte numele unui sfânt. Le este mai frică de Sfântul Anton decât de Iisus Hristos. Nu mai cred în reînvierea cărnii, adso. Au doar o mare spaimă de rănile trupești și de nenorociri. Și așa se tem mai mult de Sfântul Anton decât de Hristos. Bun lapte. Foarte gustos. Adso, mai mănânci din pâinea asta? Nu. O dau atunci nenorocitului ăstuia de slujitor. Mulțumesc. Du-te. Salvatore! Ce te crezi că lar? Tu trebuie să ai grijă de lucrurile abației, nu să le risipești. Stili idei sunt. Iisus a spus că faci-te pentru el tot ce faci-te pentru unul din acești pueri. Frățiora zdrențelor mele, nu ești printre milogii tăi de fraci. Ca să dea de mâncare fiilor lui Dumnezeu, are grijă îndurarea abatelui. Nu sunt frățior minorit, sunt un călugăr din cea lui Sancti Benedicti, merdrea tua, bogomil de verda! Bogomil ai putoarea pe care încă aveși noaptea cu surceaua ta eretică! Frate Guglielmo, apără ordinul tău! Spune-i că în filio francisci non ereticosese! Azzo, il mantel! Ieși afară! Frate Guglielmo, nu vorbeam de rău ordinul domniei voastre. Vorbeam despre acest închipuit minorit și închipuit benedictin, care nu este nici una, nici alta. Dar acum este călugăr ca și tine și datorez respect frățesc. Pentru că e ținut sub aripă de chelar, se crede și el chelar și se folosește de abație ca și cum ar fi casa lui, ziua și noaptea. De ce noaptea? Ți-e foame, frate Aimaro? Puțin, ia spune frate Guglielmo. Ai ajuns să te obișnuiești cu spelunca asta de demenți? Mi se pare un loc cu oameni admirabili prin sfințenia și prin știința lor. Era când abații făceau pe abații și bibliotecarii pe bibliotecari. Acum ai văzut ce e acolo. Neamțul acela pe jumătate mort stă să asculte cu credința iurelile spaniolului orb. Se scotocesc pergamente, dar cărți noi foarte puține intră. Noi suntem aici și acolo jos în oraș se face treaba. Noi ne păzim tezaurul nostru, dar acolo jos se strâng tezaure. De ce gândești că devine ea abatele? Pentru că a dat biblioteca pe mâna străinilor și conduce abația ca pe o cetățuie ce s-a ridicat în apărarea bibliotecii. Dacă știm să facem cărți frumoase, să le facem pentru universități, să ne amestecăm în tot ce se petrece jos în vale. Nu zic în treburile împăratului. Toată cinstea pentru misiunea domniei tale, frate Guglielmo. Dar abatele e italian. Abatele nu contează, în loc de cap are un dulap mâncat de carii. Aici îngăduința față de cele lumești se recunoaște doar nemților. O, Doamne Dumnezeule, trăznește limba mea care spune ce nu se cuvine. În abație se petrec lucruri care nu se cuvin? Și călugărul e om, dar aici sunt mai puțin oameni decât în altă parte. Și să fie clar că ceea ce am spus, n-am spus. Foarte interesant. Și acestea sunt părerile dumitale sau ale mai multora? Ale multora, care sunt foarte îndurerați de nenorocirea care s-a abătut peste Adelmo. Dacă în prăpaste ar fi murit un altul care cu treieră prin bibliotecă mai mult decât trebuie, n-ar mai fi nemulțumiți. Adică ce vrei să spui? Am spus și așa prea multe. Aici nu mai păstrează nimeni tăcerea pe de-o parte, iar pe de alta o păstrează prea mult. În loc să se tacă sau să se vorbească, ar trebui să se facă ceva.
În epoca de aur a ordinului nostru, dacă un abate nu era făcut să fie abate, un pahar zdravăn de vin otrăvit și se deschidea succesiunea. Așa că dibuiește cuibul acesta de șerpi, dumneata, care ai ars atâția eretici. Eu n-am ars pe nimeni. Zic și eu așa. Vânătoare bună, frate Guglielmo, dar fii cu băgare de seamă noaptea. De ce nu ziua? Pentru că ziua se curarisește trupul cu ierburi bune, iar noaptea se îmbolnăvește cu ierburi rele. Să nu crezi că Adelmo a fost aruncat în prăpastie de mâinile cuiva, sau că mâinile cuiva l-au cufundat pe Venanțiu în sânge. Se folosesc forțele infernului pentru a tulbura mințile celor curioși. Te gândești la părintele erborist? Severino e un om cinstit. Firește neamț el, neamț Malachia. Ce-a vrut să spună? Totul și nimic. O abație este un loc în care călugării se luptă între ei ca să atragă de partea lor conducerea comunității. În țara asta treburile stau altfel, împăratul e departe, nu mai există o curte, sunt orașele. Da, contează mai mult magistrații orașelor, sunt ca tot atâtea regate. Da, și regii sunt negustori și armele lor sunt banii, peste tot circulă banii și se revoltă contra puterii cei care sunt înlăturați de la relațiile cu banii. Și atunci vei înțelege la ce anume se gândește Aimaro. O abație benedictină în epoca de aur a ordinului era un loc în care păstorii mânau turmele de credincioși. Aimaro ar vrea să se întoarcă tradiția, numai că viața turmei s-a schimbat și abația se poate întoarce la puterea ei de odinioară numai dacă primește noul obicei al turmei, devenind alta. Și cum azi turma se domina nu cu armele și cu strălucirea ritualurilor, ci prin strălucirea banilor, Aimaro ar vrea ca tot ce face abația, ba chiar și biblioteca, să devină un mare atelier și să fabrice bani. Da, am înțeles, dar ce legătură are asta cu crimele? Încă nu știu, dar acum aș vrea să mă duc din nou în scriptorium, hai! Metamorfozele lui Apuleius? Regare, cum de făcea Venanțiu această traducere? A fost cerută de monseniorul din Milano și abația va avea pentru asta dreptul de preemțiune privind producerea de vinuri pe unele proprietăți aflate la răsărit. Asta nu înseamnă că abația se pretează la munci negustorești. Când Venanțiu termina, avem să facem o copie și pentru biblioteca noastră. Care nu se dă lături să primească și povești păgâne. Biblioteca este dovada adevărului și a greșelii. Acum înțeleg eu de ce Venanțiu era interesat de problemele comediei. Comediile au fost scrise de păgâni pentru a îndemna pe spectator la râs. Și rău făceau. Domnul nostru Iisus Hristos nu a spus niciodată comedii sau fabule, ci doar parabole, simple și clare, care ne instruiesc cum să dobândim paradisul. Amin. Mă întreb de ce, domnie ta, ești potrivnic gândului că Iisus a râs și el vreodată? Sufletul este netulburat numai când contemplă adevărul și se bucură de binele săvârșit. Iar despre adevăr și bine nu se râde. Iată de ce Hristos nu râdea. Râsul este izvor de îndoială. Dar uneori e drept să te îndoiești, când nu? Când te îndoiești, te adresezi unei autorități, unui părinte sau unui doctor și încetează orice motiv de îndoială. Nu sunt de acord, venerabile Jorge. Dumnezeu ne cere să ne exercităm rațiunea asupra multor lucruri ascunse, în privința cărora ne-a lăsat liber să hotărâm. Și când cineva îți propune să crezi într-o afirmație, domnia ta trebuie să cercetezi dacă ea este acceptabilă. Și atunci vezi că uneori, pentru a mina falsa autoritatea unei idei absurde, și râsul poate să fie un instrument potrivit. Slujește și pentru a-i da de rușine pe cei răi, a le scoate la iveală zminteala. Uite, se povestește de Sfântul Maurus că păgânii l-au băgat în apă clocotită și el s-a plâns că baia era prea rece. Guvernatorul păgân a băgat mâna în apă ca să controleze și s-a opărit. Un sfânt suferă pentru Hristos, nu se joacă cu păgânii spunând vorbe copilărești. Vezi, povestea asta îți dezgustă rațiunea și o să o cotezi ridicolă. Chiar și stăpânindu-ți buzele, domnia ta, râzi. Râzi de râs, dar râzi. Dar domnia ta știi că Iisus nu râdea. Nu sunt sigur. Când îi poftește pe farisei să arunce prima piatră, când întreabă al cui este chipul de pe moneda ce se plătea ca tribut, eu cred că spunea lucruri de duh. Vorbește cu duh și când îi se adresează lui Caiafa și îi spune: tu ai spus-o. Și știi foarte bine că în momentul cel mai înflăcărat al luptelor dintre cluniacenzi și cistercenzi, primii i-au învinuit pe ceilalți ca să-i facă de râs că nu purtau pantalon pe dedesubt. Iar asinul
domnul Brunello se întreabă ce s-ar întâmpla dacă în timpul nopții vântul ar ridica înveritoarele și călugărului i s-ar vedea cele rușinoase. Știu că se obișnuiește la franciscani să-și atragă simpatia cu nerozii de felul acesta. Dar despre asemenea ludii, ama spune un vers pe care l-am auzit la unul din predicatorii domniilor voastre. Tum podex carmen extulit horridulum. Cu alte cuvinte, scot spârțuri pe gură. Iertare, venerabile Jorge, nu voiam să fiu lipsit de respect față de domnia ta. Poate că ceea ce spui este adevărat și eu greșesc. Frate Guglielmo, vreau să-ți vorbesc numai decât ne vedem în spatele băilor. Malahia, te rog, în virtutea împuternicirii pe care mi-a dat-o abatere, să pui pe careva de pază aici la masa lui Venanțiu, ca nimeni să nu se apropie până când mă întorc. Da. Am spus-o tare, fiindcă în felul acesta năsărcinăm nu numai pe Malahia să-i supravegheze pe călugări, ci și pe călugări să-l supravegheze pe Malahia. Se pare că multora nu le-ar plăcea ca eu să pun mâna pe ceva care se află de desubtul mesei lui Venanțiu. Deci Bencio vrea să ne îndepărteze de scriptoriu? Vom afla-o numai decât. Socot că fratele Guglielmo trebuie să afle tot adevărul. În timpul faimoasei conversații despre râs de care am tot vorbit, Berengario se referise la Finis Africe. Adică? Biblioteca e plină de secrete, de cărți care nu ne-au fost date niciodată. Berengario era stăpânit de o nesănătoasă slăbiciune pentru Adelmo. Își săvârșea păcatul într-un chip dezgustător, folosind armele șantajului. Am surprins chiar un dialog între ei în care Berengario, referindu-se la una dintre aceste cărți tăinuite, îi propunea rușinosul târg. Și am auzit din gura lui Adelmo vorbe de învoire. Spune-mi, frate Guglielmo, nu există momente în care îi face chiar și lucruri rușinoase pentru a avea în mână o carte pe care o cauți de ani de zile? Da, înțeleptul Silvestru al II-lea a dat cu secole în urmă o sferă armilară foarte prețioasă pentru un manuscris de Statius. Da, era vorba de o sferă armilară, de propria lui virtute. Entuziasmul m-a făcut să sar peste cal. În noaptea morții lui Adelmo, când liniștea se lăsase peste somnul călugărilor, l-am văzut pe Adelmo strecurându-se în chiria lui Berengario. Am vegheat până când l-am văzut pe Adelmo cum fuge de acolo cu prietenul după el, care încerca să-l mai țină. Au dispărut. Apoi l-am zărit pe Berengario tremurând într-un colț și uitându-se țintă la ușa chiriei lui Jorge. Am bănuit că Adelmo căzuse la picioarele bătrânului pentru a se spovedi de păcatul său. Și Berengario tremura, știind că era descoperit chiar sub sigiliul sfântului jurământ. Apoi Adelmo a ieșit, l-a îndepărtat pe Berengario, care încerca să-i vorbească, și a pornit-o în grabă mare intrând în biserică. Dar o a patra persoană era în preajma noastră, cineva tupilat la marginea cimitirului după un stejar. Era Venanțiu. Când l-a văzut, Berengario s-a ascuns printre morminte. Venanțiu a intrat în biserică. A doua zi dimineață, cadavrul lui Adelmo a fost găsit la picioarele povărnișului. Acțiune lepa. Mulțumesc. Eu, e foarte bună, destupă urechile. Deci am întâmplător, vă las. Da, frate Guglielmo, vă las și eu. Ce gândiți despre cele auzite? Venanțiu a tras concluzia că secretul bibliotecii este mai important decât credea el și a continuat singur, până când cineva l-a oprit, înainte sau după ce a descoperit ce vroia. Cine l-o omoară? Berengario? Sau altcineva. Berengario poate fi bănuit pentru că este speriat și știa că Venanțiu poseda secretul lui. Malahia poate fi bănuit și el. Paznic al integrității bibliotecii descoperă că cineva a violat-o și omoară. Jorge știe tot despre toți. Multe fapte m-ar îndemna să-l bănuiesc. Dar spune și tu, cum poate un orb să ucidă un om în deplinătatea puterilor? Cum poate un bătân să care un cadavru până la chiup? Dar, în sfârșit, e nevoie de două lucruri. Să știm cum se intră noaptea în bibliotecă și să avem o lumină. Du-te tu la bucătărie și ia. Să fur? Să împrumuți și într-o slava Domnului. Ah. Aceste podoabe sunt moștenirea secolelor de credință și de smerenie. Ne apucăm de curățat obiectele sfinte ca nașterea Mântuitorului să fie sărbătorită cu toată măreția pe care o cere, pentru că este drept ca noi să-L slujim pe Mântuitorul nostru cu toate cele, pre El care nu a pregetat să ne poarte de grijă. Aceasta e părerea ordinului vostru. Vedeți acest crucifix? Lipsesc câteva perle, nu
am găsit încă măsura potrivită. Cândva Sfântul Andrei, vorbind despre crucea de pe Golgota, spunea că e împodobită cu membrele lui Hristos precum perlele. Și cu perle trebuie împodobit, chiar dacă am găsit de cuvință să pun deasupra chipului Mântuitorului cel mai frumos diamant pe care l-am văzut. Aceasta este cu adevărat cea mai dulce dintre teologiile. Este cea mai directă dintre căile care ne pun în legătură cu Dumnezeu. Da. Bine, va trebui să vorbim neapărat despre întâlnire și despre discuția în legătură cu sărăcia. Sărăcia. Așa este. Întâlnirea, dacă nu este cunoscut făptașul crimelor, s-ar putea bănui că între zidurile acestea se află cineva care ar putea influența prin acte violente judecata și comportarea delegației pontificale. Sau îl descoperi pe ucigaș înainte de sosirea delegației, sau reprezentantului papal să-i să ceară colaborarea pentru ca abația să fie pusă sub o supraveghere severă în timpul lucrărilor. Ceea ce înseamnă să renunț la o parte din suveranitatea mea, să-i pun pe călugări sub controlul francezilor, și asta nu pot risca. Da, 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 e cam îngrijorătoare întorsătura pe care o iau lucrurile. Să luăm hotărârea definitivă la sfârșitul zilei de mâine. Da, da, să ne încredințăm misericordiei divine și înțelepciunii maestrului tău, Atso. Voi face tot ce se poate, dar nu văd cum lucrul acesta ar putea zădărnici întâlnirea. Domnia ta știe cu câtă frățească grijă a primit ordinul nostru pe spirituali când au intrat în disgrația papei. Nu, nu vorbesc numai de Ubertino și de mulți alți frați călugări despre care poate că ar trebui să se știe mai multe. Am aflat că diferite întâmplări din viața lor îi duseseră pentru o vreme foarte aproape de Dolciniene aici? Dolciniene aici. Bănuiesc, luați aminte, bănuiesc, pe baza unor lucruri pe care le-am auzit, că a existat un moment mult prea întunecat în viața chelarului nostru care a ajuns aici urmând ordinul minoriților. Chelarul Remigio Dolcinian? Da. Îmi pare prea puțin preocupat de maica sărăcie. Mă bucur de bunele lui servicii, întreaga comunitate îi poartă recunoștință, dar spun asta ca să înțelegi că este lesne de găsit legături. Socotești că la începutul faptelor de acum poate fi cine știe ce tainică poveste din trecutul de ereziar al vreunui călugăr? Guglielmo, eu sunt aici tatăl tuturor. Ceea ce știu, știe și domnia ta. Ceea ce nu știu, se cuvine să iasă la lumină grație înțelepciunii dumitale. Dar în orice caz și înainte de toate, dă mie de știre, da? Povestea devine complicată, drăgațu. Noi alergăm după un manuscris, ne plecăm urechea la diatribele unor călugări prea curioși și la întâmplările altora prea desfrânați și iată că se ivește o cale cu totul deosebită. Chelarul, așadar. Și cu chelarul a venit aici Salvatore. Dar acum ar trebui să... Să intrăm în bibliotecă? Abatele mi-a cerut să fac cercetări asupra morții lui Adelmo când gândea că se întâmplă ceva nesănătos printre tinerii săi călugări, dar moartea lui Venanțio dă prilej la alte bănuieli. Poate că abatele a presupus că dezlegarea tainei se află în bibliotecă și acolo nu mă lasă să fac cercetări, așa că mi-a oferit urma chelarului pentru a-mi abate atenția. De ce n-ar vrea ca nu mai, nu mai pune atâtea întrebări. S-ar putea ca și el să fie amestecat în vreo încurcătură și nu vrea să se descopere adevărul. Atunci înseamnă că aici ne aflăm într-un loc părăsit de Dumnezeu. Știi tu locuri în care Dumnezeu să se fi simțit ca la el acasă? Acum hai la treabă, Asu. Aprinde felinarul și hai la locul pe unde a apărut Malahia. Cum a spus bătrânul Alidardo că se deschide ușa? Cărca a patra pe dreapta împinge ochii. Hai! Un soare? Soare, țață, soare! Soare? Ce fac aici? Trec ca și noi, pentru că o soară duce la edificiu și deci la bucătărie și la cărțile cele bune din bibliotecă. Acum înțelegi de ce Malahia are figura aspră? Slujba lui îl obligă să treacă pe aici seara și dimineața. Chiar că n-are de ce să râdă. Dar de ce Evanghelia nu spune niciodată că Domnul nostru Iisus Hristos ar fi râs? E adevărat ce spune Jorge? Cred că nu a râs niciodată, pentru că știa ce aveam să facem noi oamenii. Parcă s-a auzit un zgomot. Dacă stingem felinarul, nu știm unde mergem. Dacă ținem aprins, dăm alarma celui ce se află acolo. Singura speranță e să fie lui mai frică decât nouă. Hai la masă lui Venanțiu. Lipsește ceva? De azi am văzut aici două cărți. Una era deschisă, era în grecește. Cineva a luat-o și în grabă mare o foaie de pergament i-a căzut. Masa era păzită. A pus mâna pe ea acum câteva clipe. Dacă ești aici, ferește-te! Apropie felinarul.
E grecește? Da, e scris foarte mărunt și în mare dezordine. Chiar cu lentile de citesc greu. Aha. Apar niște litere, ață. Manes tekel phares. Din ce în ce mai interesant. O pus pe acolo, prinde-l! Hai și pe aici, dar nu știu pe unde. Ah, să vin, tici, sunt. Înapoi la masa lui Venanțiu. A dispărut? Și odată cu el lentilele mele. Lentilele dumneavoastră? Chiar așa, trecând pe lângă masă, mi-a șterperit sticlele. Dar de ce? Pentru că nu e prost. Venanțiu voia să ascundă un secret important și a scris cu zeamă de lămâie care reapare la căldură. Bine că n-am lăsat pergamentul. E, vezi ce scrie. Citește. E un alfabet secret zodiacal. Săgetător, soare, mercur, scorpion. Trebuie potrivit alfabetul după o cheie care va trebui descoperită. E cu putință? Nu există scriere secretă care să nu poată fi descifrată dacă știi ceva din înțelepciunea arabilor și ai puțină răbdare. Da, să intrăm în bibliotecă, pentru că în seara asta nici 10 legiuni de draci nu vor izbuti să ne stea în cale. Cine a fi fost? Bencio? Bencio ardea de curiozitate să știe ce era puncte hârtirii lui Venanțiu, dar nu părea să aibă curajul de a intra noaptea în edificiu. Deci Berengariu sau Malaș? Berengariu e omul care să facă treburi din astea. Rost de remușcare că trădase niște secrete, s-o cotea că Venanțiu o să străsese careta greacă și voia să o pună la locul ei. Dar ar putea să fie și Marahe. Nu, avusese destul timp să cotrobie pe masa lui Venanțiu când rămăsese să închide edificiul. Atunci, sau Berengario sau Bencio. De ce nu oricare din călugării pe care am văzut azi aici? Sau Nicola Sticlaru, care știa despre ochelarii mei. Sau personajul acela ciudat, Salvatore, care umblă noaptea după cine știe ce trebuie. Nu, să nu micșorăm numărul de suspecți, numai pentru că destăinuiile lui Bencio ne-au îndreptat într-o singură direcție. Poate că Bencio vrea să ne încurce. Da, vi s-a părut sincer? Prima îndatorire a unui bun inchizitor este de a bănui în primul rând pe cei care par sinceri. Urâtă treaba asta de inchizitor. De asta am și părăsit-o și după cum vezi am din nou parte de ea. Iată-ne în bibliotecă. Aaaa! Un diavol! Bă, mare iscusință. Oglindă! Da, luptătorul meu neînfricat, deasupra căreia scrie Super Chronos Vigint Equator. Te speria de propria ta imagine mărită și strâmbă, uite-te! Iisuse Hristoase, astea sunt stafiile pe care le văd unii noaptea în bibliotecă? Idee cu adevărat iscusită. E o lumânare acolo! Stai aici! E cineva! Stai aici și acoperă felinar, eu mă duc cu grijă. Nu, mă duc eu, să mai sprindem! Găsit delirând la picioarele mese pe care era o superbă carte mozarabică cu Apocalipsul deschisă la cea molii era mic Tasole. Mi-am dat seama de mireasma pe care o respirase și te-am luat numai decât de acolo. Și pe mine mă doare capul. Dar ce-am văzut? N-ai văzut nimic. Lampa aia ardeau niște substanțe care dau năluciri. Cineva pune noaptea ierburi magice pentru a-i convinge pe vizitatori că biblioteca e păzită de prezențe drăcești. Mâine vorbim cu Severino. Cred că știe mai mult decât vrea să ne facă să credem. Ierburi, oglinzi, știința folosită să ascundă mai degrabă decât să lumineze. Nu-mi place. O minte stricată conduce sfânta apărare bibliotecii. Dar a fost o noapte grea să ieșim. V-am căutat toată noaptea. Am dat de urmă și ne ținem după ea. La completa, Berengario n-a fost. Auzi, aud. Și nici în chimie n-a fost. O să aflăm dacă e la matutine. Nu să mă tem de o altă nenorocire. N-a apărut. Atunci totul e limpede. Unde e? Căutați la picioarele păvârnișului. Am căutat. Atunci să așteptăm toate câte vor fi să se întâmple. Așa sunt englezii ăștia. Slavă ție, Doamne Dumnezeule, pentru întâmplarea nemaipomenită de a mânca această plăcită. Mănâncați-o pentru toți anii cât am ținut post când eram copil, când nu se găseau de niciunile. Și chiar și seniorii aveau chipurile albite ca ale noastre. Predicatorii vesteau sfârșitul lumii, dar bunicii mei își aminteau că așa mai fusese și de alte dăți, așa încât din asta învățaseră încă lumea era mereu pe sfârșit. Și așa
după ce am mâncat toate blestematele de păsări și toate animalele alea spurcate care se puteau găsi, s-a pornit vorbă că unii în sat începuseră să dezgroape morții. A doua zi, după ce își dădea sfârșitul câte un gdeam, dar nemulțumit de a tot scociorâ prin pământ, se tupilau în pădure și le săreau în spinare călătorilor, zac cu cuțitul la gât și gneam. Dar și cei mai răi dintre cei mai răi momeau copiii cu câte un ou sau vreun măr și nu le mai lăsau nicioasă, bineînțeles, după ce frigeau bine mai întâi, da. A venit unul în sat, auzi, să vândă carne friptă pe bani puțin și toți nu știau cum să se bucure de norocul ăla, până când preotul le-a spus: băi, nebunilor, băi, asta e carne de om. Și a fost făcut bucăți de mulțimea turbată. Dar în aceeași noapte, un oarecare din sat s-a dus la mormântul celui omorât și l-a mâncat pe canibal. Dar de ce te strâmbi așa? Mănâncă că aia a fost atunci, acum e altceva. Când au aflat, satul a osândit la moarte și pe ăsta. Da, și cum rămăseseră puțin copii în sat, am fugit. Încotro? Cum încotro? Prin Liguria, prin Provența, pe pământurile regelui Franței. Salvatore, în călătorile tale nu l-ai întâlnit cumva și pe fra Dolcino? Vale retro! Maestre, nu mai înțeleg nimic. Ce nu înțelegeați? Oamenii au aceeași formă substanțială sau mă înșel? Da, desigur, sunt animale, dar raționale. Și ceea ce le este propriu este că sunt capabile să râdă. Foarte bine. Totuși, nu izbutesc să fac deosebirea dintre valdezi, catari, dolcinieni. Gândește-te la un fluviu năvalnic și măreț care curge pe miile și miile. La un moment dat, obosit pentru că a curs prea multă vreme și pe locuri prea întinse, devine propria sa deltă. Rămâne poate un braț mai mare, dar multe se ramifică în toate direcțiile și unele se reîntâlnesc între altele și nu mai știi care stă la originea cui. Încerc să te fac să înțelegi cum trupul Sfintei Biserici, care a fost de-a lungul secolelor chiar trupul întregii societăți, a devenit prea mare. Tărăște cu sine zgura tuturor țărilor pe care le-a străbătut și și-a pierdut propria puritate. Și unele brațe ale deltei sunt îngropate, altele aduse din nou la fluviu prin canale artificiale, altele sunt lăsate să curgă pentru că nu poate să fie ținut totul în frâu. Și e bine ca fluviu să piardă o parte din propria apă dacă vrea să rămână întreg în curgerea lui. Tu știi ce-i poporul lui Dumnezeu? O turmă mare, oi bune și oi rele, ținute în frunte, câini ciobănești, împăratul și seniorii, sub conducerea păstorilor, clericii. Dar nu-i adevărat, păstorii se luptă cu câinii pentru că fiecare dintre ei vrea drepturile celorlalți. Așa este. Ocupați cum sunt să se sfâșie pe rând, câinii și păstorii nu mai au grijă de turmă și o parte din ea rămâne afară. Cum afară? La margine. Sunt poporul de jos, prada fiecăruia. Ai văzut vreodată grupuri de leproși? Da. Ei sunt cei care stau la marginea turmei. Turma îi urăște, ei urăsc turma. I-ar dori pe toți atinși de lepră ca și ei. Da, îmi amintesc povestea regelui Tristan, care o condamnă pe Izolda cea frumoasă și o pune pe rug. Și au venit leproșii și au spus regelui că rugul e pedeapsă de nimic. Dă-ne pe Izolda să fie a noastră, a tuturor. Răul ne aprinde poftele. Privește, zdrențele noastre ne sunt lipite de rănile care supurează. Ea care lângă tine huzurea în straie scumpe, căptușite cu jder, când o să intre în colibele noastre să se culce cu noi, o să recunoască păcatul ce-a făcut și o să plângă după foculețul ăsta dulce. Deși ești un novici al Sfântului Benedict, ai niște lecturi destul de neobișnuite. Dar n-are importanță. Ai înțeles ce vreau să spun? Nu se schimbă poporul lui Dumnezeu dacă nu sunt reprimiți la sânul său cei îndepărtați. Dar dumneavoastră vorbeați despre alți excluși, cei care alcătuiesc mișcările ereticilor. Nu contează credința pe care o oferă o mișcare, contează doar speranța pe care o are înainte. Privește prin lentila asta, ce vezi? Totul puțin mai mare. Vezi? Asta e. Tot ce putem face este să privim mai bine. Abatele vă așteaptă în grădină. Să ieșim. Era să uit. Am descifrat semnele cabalistice ale lui Venanțio. Și? E vorba de Finis Africe? Da, și cheia era destul de simplă. Secretum Finis Africe, manus supra idolum, age primum et septimum de quator. E clar? Mâna deasupra idolului acționează asupra primului și al celui de-al șaptelea din cei patru? Nu e clar deloc. Păi da. Ar trebui în primul rând să știm ce înțelegea Venanțio prin idolum și apoi ce sunt acești patru care au un prim
și un al șaptelea. Așa că nu știm nimic și ne-am întors de unde am plecat. Băiatul meu, ai în fața ta un biet franciscan care cu puțină pricepere a izbutit în câteva ore să descifreze o scriere secretă. Și tu, ticălos, nenorocit și neștiutor de carte, îți îngădui să spui că ne-am întors de unde am plecat? Iertare, maestru, nu-ți mai cer iertare. De fapt, ai dreptate, știm încă prea puțin. Am primit o scrisoare de la abatele din Concheș. Îmi comunică numele celui căruia Ioan e încredințat comanda soldaților francezi și paza integrității legației. Nu este om de arme, nu este om de curte și va fi în același timp și un membru al delegației. Rar în mănunchiere de virtuți. Cine va fi? Cum vrei să-i spui? Bernardo Ghi sau Bernardo Ghidoni? Zisana Rădici, Bernardo a fost ani în șir în slujba celor care trebuiau să-i distrugă pe valdezi, catar, dolcinieni. De ce Bernardo? Și de ce să răspundă de oameni înarmați? Dacă nu găsim până mâine dimineață făptașul celor două sau poate chiar trei crime, va trebui să-i îngăduim lui Bernardo dreptul de a supraveghea treburile abației. Adică e bine, nu preocupa să-l urmărească pe ucigaș, va fi mai puțin disponibil să intervină în discuții. Va fi un spin în inima autorității mele. Întâmplarea asta încurcată mă silește să cedez puterea pe care o exercit. Lucru neobișnuit în istoria acestei abații. Nu știu. Aș face orice să-l înlătur. Și primul lucru ar fi refuzul de a primi legațiile. O rog, te lumineția ta, să se gândească mai bine asupra acestei grave hotărâri. Da, știu ce mă leagă de împărat. Unde e Berengario? Ce i s-a întâmplat? Domnia ta, ce faci? Domnia ta, știi că adevărul nu se descoperă în două zile. Pot să intru în bibliotecă susținut de autoritatea domniei tale? Nu văd legătura dintre crime și bibliotecă. Cum nu vezi? Adelmo era miniaturist, Venanțio traducător, Berengario ajutor de bibliotecar. Toți călugării au legături cu biblioteca, așa cum au și cu biserica. De ce nu cauți în biserică? Frate Guglielmo, domnia ta conduce o cercetare prin mandatul meu și în limitele pe care te-am rugat să le respecti. În rest, în incinta acestor ziduri, eu sunt stăpânul, după Dumnezeu. Și așa va fi și pentru Bernardo Ghi. Vă las cu bine! În primul rând, Asso, trebuie să nu ne lăsăm luați de gravă. Hai! Hai la culcare. Și cina? Cina? Păi a trecut o oră. Pare că bucătăria mai e deschisă. Du-te să cauți ceva. Să fur? Să ceri lui Salvatore, cu care te-ai și împrietenit. Frumos cal! Mi-ar plăcea să-l călăresc. Non se puede, abati se stră. Dar să știi că nu trebuie un cal bun ca ăsta ca să alergi iute. Și gloaba cea mai prăpădită poate fi făcută să alerge mult, mult mai iute. Trebuie numai să amesteci în ovăsul lui o iarbă care se cheamă satirion. Bine tocată, mărunțită, îi ungi coapsele cu grăsime de cerb, apoi îl încaleci. Dar mai înainte de a-i da pintini, îi întorci botul spre levant și îi spui la ureche de trei ori cu voce înceată: Gaspar Melchior Melchizar, Gaspar Melchior Melchizar, Gaspar Melchior Melchizar. Calul va porni în goana mare și va face într-o oră drumul pe care ăsta-l face noapte. Ai încercat vreodată? Da, e foarte greu, pentru că satirionul e cultivat acum numai de episcopi și de cavalerii, prieteni cu ei, ca să-și mărească puterea. Maestrul meu vrea să citească niște cărți în chilia lui și ar vrea să mănânce acolo. Faci obi. Ce? Casio in pastele. Cum se face? Facilis. Ei el casio, cașcavalul, care nu trebuie să fie prea vechi, nici prea sărat, și îl tai felioare potrivite atât cât să bagi în gură. Și poți te apui puțin telbutiero sau structo proaspăt, are șafări pe brația, și când socotești că e moale țucarul, metcane la suprapositor în dubis, și trebuie pus grabnic în tabula pentru că trebuie mâncat când mai cald. Bine, faci-o mi casio în pasteleto. Tene felinarul. Ce să fac cu el? Se pa moa, dar poate filaj magister al tău vrea să se ducă în vreun loc întunecos cu esta noce. Asta, ce s-a întâmplat? Umbli noaptea să fut restul de la bucătărie? Ce cu inima asta? O lacrimă! Ațu, ce om ar avea inima atât de mare? E o inimă de vacă sau de bou. Dar mai bine spune cum de este în mâinile tale. Maestre, îngăduiți-mi să vin în fața dumneavoastră pentru sfânta spovedanie. Te ascult, fiule. După ce ne-am despărțit, m-am hotărât să mă duc în bibliotecă. Mă încânta ideea de a mă descurca fără ajutorul maestrului meu. Am pătruns în osuar, aproape cu ochii închiși, și am ajuns la scara ce urca în scriptorium. Și în acel moment groaza mea, în loc să se potolească, a sporit, pentru că mi-am dat seama că cineva stătea în bucătărie, lângă cuptorul de pâine.
licărea o lumină și plin de teamă am stins-o pe-a mea. Am pricinuit spaimă și au stins și ei lumina lor, dar lumina nopții ilumina destul de bine. Am auzit un șopocăit și mi s-a părut că deslușesc un glas de femeie. Apoi o umbră neagră s-a desprins și a ieșit pe ușa cealaltă, care dădea afară închizând-o în urma sa. Am rămas eu și ceva nedeslușit lângă cuptor. Se auzea ceva așa, tânguios, ceva ca un plâns înfundat, un sughiț ritmic de frică. Și în timp ce rațiunea mă îndemna să strig vade retro și să mă îndepărtez, ceva din acea visă apetitivă a omului din mine m-a împins înainte. M-am apropiat de umbră până când la lumina nopții mi-am dat seama că era o femeie care tremura și strângea la piept ceva înfășurat. Se retrăgea plângând spre gura cuptorului. Era deci o femeie? O fată, o adolescentă. Nu era o nălucire și în orice caz mi s-a părut val de bona. Gândind eu că datoria oricărui bun creștin este să-l ajute pe aproapele său, m-am apropiat cu multă blândețe de ea și i-am spus că nu trebuie să se teamă, pentru că eram un prieten sau, în orice caz, nu un dușman. Mi-a zâmbit și mi-a spus: tu ești tânăr, tu ești frumos. Și mărturisesc că vorbele acelea, oricât de mincinoase, au pătruns cu dulceață prin urechile mele și mi-au dat o tulburare de nestăpânit. Ce ai simțit? Ce ai văzut? Emoțiile din prima clipă au fost lipsite de orice expresie. Mintea mea nu era învățată să numească senzații de soiul acela, dar dintr-o dată fata aceea mi-a apărut la fel ca fecioara cea neagră de care vorbește Cântarea Cântărilor. Cât ești de frumoasă, iubita mea! Cât ești de frumoasă! Îmi venea să-i șoptesc speriat și pierdut. Atunci ea s-a apropiat și mai mult de mine, aruncând pachetul pe care îl ținuse strâns la piept. Și în timp ce nu știam dacă să fug de ea sau să mă apropii mai mult, și totodată o doream din toată inima, dar mă temeam să o ating, ea a avut un zâmbet de mare bucurie. A scos un geamăt supus și a dezbrăcat veșmântul și a rămas în fața mea precum Eva dinaintea lui Adam, sânii ca doi pui de cerb. Ombilicul, o cupă rotundă din care nici când nu lipsește vinul dres cu farmece, pântecul, o grămadă de grâu împodobită de jur împrejur cu flori. Fiilor, când vine dragostea nebună, omul nu mai poate face nimic. Și-am înțeles după ceea ce simțeam, fie că era urzeala dușmanului, fie dar ceresc, că nu mai puteam să fac nimic ca să stăvilesc impulsul care mă împingea și nu știu dacă prin vrerea mea sau prin priceperea ei m-am trezit eliberat de rasa mea de novice și n-am mai avut rușine de trupurile noastre et cuncta erant bona. Domnul care poate totul ar fi putut să se întrupeze de-a dreptul ca bărbat, nu? Și a ales să locuiască în pântecile unei femei, dovadă că nu e atât de spurcată. Și când a apărut după înviere, i-a apărut unei femei? Dacă deci Dumnezeu a fost cu atâta grijă pentru Eva și pentru fiicele sale, este oare nefiresc ca și noi să ne simțim atrași de grația și de noblețea acelui sex? Ceea ce vreau să spun altfel e că, desigur, nu trebuie să mai faci așa ceva, dar că nu este chiar așa de monstruos ceea ce ai fost ispitit să faci. Și pe de altă parte că un călugăr, având măcar o dată în viața lui experiența patimei carnale, poate să fie înțelegător și îngăduitor cu păcătoșii cărora le dă sfat și mângâiere. E bine, dragă Ațu, este un lucru care nu trebuie dorit înainte de a se întâmpla, dar nici de care să te rușinezi prea mult după făptuirea lui. În sfârșit, Domnul fie cu tine și nu te mai gândi la asta. Da, ca să nu zăbăvim asupra unui lucru care e mai bine să-l uiți, dacă vei reuși, să ne întrebăm mai bine ce s-a petrecut în noaptea asta. Cine era fata și cu cine se întâlnise? Nu l-am văzut pe bărbatul care era cu ea. Da, putem deduce cine era. În primul rând, un om urât și bătrân, cu care o fată nu sta cu plăcere, mai ales dacă e frumoasă, cum spui tu. Chiar dacă mi se pare mie, dragul meu puișor de lup, că tu ești îndemnat să găsești foarte bun tot ce e de mâncat. Dar de ce urât și bătrân? Deoarece se ducea la el pentru un pachet de măruntaie. E o fată din sat, care nu pentru prima oară se dă unui călugăr desfrânat și din asta scoate drept răsplată ceva de băgat în gură ea și familia ei. O prostituată? O țărancă săracă, Ațu, poate cu frățiori de întreținut și care dacă ar putea s-ar dărui din dragoste, cum a făcut în seara asta. Te-a găsit tânăr și frumos și s-a simțit atât de virtuoasă și cu inima atât de împăcată încât a fugit fără să ia nimic în schimb. E sigur așa, dar la ce slujește să o știm? La nimic și la tot. Știm acum că noaptea abația este loc pentru multe și aventuroase întâmplări.
Și cine știe dacă chelarul nostru sau Salvatore, care o străbat prin întuneric cu atâta ușurință, nu știu mai multe lucruri decât ceea ce spun. Și o să le spună? Nu, dacă ne vom purta cu îngăduință. Chelarul și Salvatore vor fi ai noștri. Și Dumnezeu ne va ierta de siluirea aceasta, văzând că iartă atâtea altele. E, și acum trebuie să ne ducem la culcare, pentru că peste o oră este matutini. Dar te văd încă tulburat, bietul meu astru. Încă plin de teamă pentru păcatul tău. Nu este nimic mai bun decât să te duci să stai în biserică, să-ți se liniștească sufletul. Eu te-am iertat, dar du-te și cere și confirmarea Domnului Dumnezeu. Există nici o îndoială. A murit înecat. Fața e umflată, burta întinsă. Dar nu a fost înecat de alții. Am fi găsit apă în jurul căzii. Totul e în ordine, curat, ca și cum Berengariu ar fi încălzită apa, ar fi umplut baia și s-ar fi băgat în ea. Berengariu a suferat de convulsii și chiar eu îi spusesem că băile călduțe sunt bune pentru calmarea excitării corpului și a spiritului. Poate că așa a făcut și în noaptea asta. În noaptea trecută, pentru că acest corp a stat în apă cel puțin o zi. Dar e cu putință să fi fost noaptea trecută. Noaptea trecută am urmărit o figură misterioasă care sustrăsese o carte. Dacă el a fost hoțul, putea să-și caute liniștea într-o baie refăcătoare. Era foarte sensibil. În orice caz, înainte de a fi venit aici, va fi stat în altă parte, pentru că n-am văzut cartea furată. Severino, socotești că răul de care suferea era suficient ca să-și pierde cunoștința și să se înnece? Poate că da. Pe de altă parte, dacă totul s-a întâmplat acum două nopți, putea să fi fost apă în jurul căzii și să se fi uscat, așa că nu putem înlătura bănuiala că a fost înnecat cu forța. Ai văzut vreodată un om care, înainte de a fi înnecat de cineva, să scoată singur hainele? Hai de mine, iată ceva curios. Ce anume? Când Venanțiu a fost spălat de sânge, am băgat de seamă că vârful la două degete de la mâna dreaptă erau mânjite, negrite. Mm-hmm. Vezi cum sunt și la Berengariu. Mm-hmm. Atunci mă gândisem că Venanțiu atinsese niscaiva cernerul din scriptoriu. Există urme slabe și pe mâna stângă, pe arătător și pe degetul gros. E? Substanță care negrește degetele care o ating. Dar nu știm care este și unde au găsit-o cei doi. Și de ce au atins-o? Și ia bine aminte, nu știm nici dacă substanța asta i-a dus la moarte. Nu, există substanțe care devin primejdioase doar când sunt înghițite, iar altele au efect doar pe piele. Uite, de pildă, veninul de viper aplicat pe piele dă doar o ușoară iritare. Odată mi s-a arătat un amestec care, aplicat sub coastele unui câine lângă organele genitale, îl omoară în scurt timp, făcându-i membrele să se înțepenească încetul cu încetul. Știi multe lucruri despre otrăvuri. Știu ceea ce un medic, un erborist, un cultivator al științelor despre sănătatea oamenilor trebuie să știe. Ești drăguț să deschizi gura cadavrului să-i cercetezi limba? Da. Limba e neagră. Așa e, deci a pus mâna pe ceva și a introdus în gură. O mâncare sau o băutură? Sau poate un flaut. Absurd. Sigur că e absurd, dar nu trebuie să dăm la o parte nicio ipoteză. Severino, dacă cineva s-ar fi strecurat aici, ar fi putut să plămădească un unguent mortal care să dea semnele astea pe degete și pe limbă? Un moment, cu mulți ani în urmă, păstram într-unul din dulapuri o substanță foarte puternică. Mi-o adusese un confrate care călătorise în țări îndepărtate. N-a știut să-mi spună din ce fusese făcută. Desigur, din ierburi. Era văscoasă și gălbuie. M-a sfătuit să nu ating, pentru că dacă venea în contact cu buzele, m-ar fi ucis. Ingerată, chiar și în doze foarte mici, produce în decurs de jumătate de oră o senzație de mare sfârșeală, o paralizie lentă și apoi moartea. Într-o zi a venit pe podișul nostru o furtună mare. Un ajutor, un novice, lăsase ușa deschisă și uraganul a răvășit toată încăperea. Vase sparte, lichide vărsate, ierburi și praful răspândite. La sfârșit mi-am dat seama că îmi lipsea tocmai flaconul de care vorbeam. M-a cuprins grija firește și mi-am zis că s-a spart și am pus repede să se spele bine partoseala. Flaconul ar fi putut fi sustras înainte de uragan fără să-ți dai seama? Desigur. Și novicile tău ar fi putut. Și a folosit uraganul lăsând ușa deschisă pentru a-i sca dezordinea. Chiar m-am mirat că uraganul îmi răsturnase chiar atâtea lucruri. Cine era novicile astea? A murit anul trecut, căzând de pe o schelă în timp ce repara împreună cu alți călugări sculpturile bisericii. A jurat, s-a tot jurat că n-a lăsat el ușa deschisă. Cui ei mi-ai vorbit despre o treabă asta, nu? Abaterei, desigur, cerându-i îngăduința să păstreze o substanță atât de primejdioasă și altora, poate chiar în bibliotecă, deoarece căutam anumite cărți. Dar mi-ai spus că păstrezi la tine cărțile de care ai nevoie. Da, știi, într-un loc al bibliotecii se păstrează și unele opere de necromanție, de magie neagră,
sete de filtre drăcești, nădăjduiam să găsesc o descriere amănunțită a otrăvii, a cerii, a un zadar. De ce ai vorbit despre asta și cu Malahia? Sigur, poate chiar și cu Berengario, poate că erau de față și alți călugări. E ciudat ca cineva să fi sustras o otravă pe care să o folosească după atâta vreme. Să fi clocit îndelung o intenție criminală? Dumnezeu să ne ierte pe toți. Mă căutai, Malahia? O să vorbim după. Veneam la fratele erborist. Mă doare capul. Trebuie să fie de vină aerul închis al bibliotecii. Ar trebui să faci fumigații. De ce a venit la Severino? Ațo, fie ca Sfântul Duh să-ți pună mai multă minte în scăfărlie decât ai. Acum trebuie să interogăm anumite persoane până mai sunt încă în viață. Ha, să nu uit, ia întotdeauna mâncarea din castronul tuturor și băutura din clondirul pe care l-au mai atins și alții. După Berengario, noi suntem cei care știu cele mai multe lucruri, în afară firește de criminal. Dar pe cine vreți să interogați? Ai observat desigur că lucrurile cele mai interesante se petrec noaptea. Noaptea se moare, noaptea se cutreieră prin scriptorium, noaptea intră femei în încinta mănăstirii. Avem o abație de zi și o abație de noapte. Și cea de noapte pare, din nenorocire, mai interesantă decât cea de zi. Prin urmare, ne interesează orice persoană care se învârtește noaptea, cum ar fi, de exemplu, bărbatul pe care l-ai văzut aseară cu fata, care trebuie să știe și alte lucruri despre viața de noapte a acestui sfânt loc. Și uite lucrul din poveste, tocmai îl văd trecând. Benedicite! Știi că mâine vine aici Inchiziția? E fini! Și tu ai face bine să-mi spui adevărul mie, care sunt prietenul tău și sunt frate minorit cum ai fost și tu, decât să-l spui mâine celorlalți pe care îi cunoști foarte bine. Noaptea trecută era în bucătărie o femeie. Cine era cu ea? O femeie care se vinde ca mercandia nu poate unca bună să fie. Nu vreau să știu dacă era fată cu minte, vreau să știu cine era cu ea. Deu, numai el știe cât sunt femeile de malveci scaltrive. Zi și noapte nu se gândesc decât cum o să-l zăpăcească pe bărbat și... Cine era cu ea? Tu sau chelarul? Eu, ca să-i fac pe plac chelarului, făceam rost de fete din sat. Dar vă jur că fac asta numai din bunătatea inimii mele, cu părerea de rău că nu pot avea și eu parte la plăcerea asta, după ce-l mulțumea pe chelar să-mi dea câte ceva și mie. Pe Remigiu, l-ai cunoscut înainte sau după ce a fost cu Dolcino? Scapă-mă de Inchiziție! Nu mă da pe iri! Jur că nu voi spune la nimeni nimic din ce voi afla. Amândoi am făcut parte din bandele lui Dolcino, dar am fugit! Și am intrat în mănăstirea Casali și amândoi apoi ne-am transferat aici. Iartă-mă, iartă-ne, bine, iartă-mă! Bine, zis de trebuie. Să luăm prin surprindere pe Remigiu. Chiar aș dori să stăm puțin de vorbă. Nu s-ar putea ceva mai târziu, aș mai avea niște trebuie. Simt nevoia să vorbesc cu un frate din același ordin pe mine. Pentru motive legate de îndatoririle tale, tu ești silit să umbli prin abație și când ceilalți dorm. Uneori să nu ești treburi de îndeplinit și le închin câteva ore de somn. În asemenea situații, nu ți s-a întâmplat nimic care poate să ne arate cine se preumblă fără încuvințarea ta între bucătărie și bibliotecă? Dacă aș fi văzut ceva, i-aș fi spus abatelui. Da, e adevărat, da. Satul din vale nu e prea bogat, nu-i așa? O familie obișnuită are cam 50 de tavole de pământ. Și cât face o tablă din asta? 4 trabucuri patrate. Trabucuri patrate? Și astea cât sunt? 36 de picioare patrate de trabuc. Sau, dacă vrei, 800 de trabucuri liniare fac o milă piemonteză. O familie poate să cultive măslin pentru o jumătate de sac de ulei. O jumătate de sac? Da, un sac face 5 emine și o emină 8 cupe. Da, cred că am înțeles foarte bine. Da. Mai vrei să știi și altceva? Da, pentru că n-am înțeles care dintre locuitori depinde de abație și care nu. În predicile adresate femeilor se spune că ele sunt împinse să păcătuiască trupește din pricina mizeriei. Tu știi mai bine decât mine că și în locurile sfinte, precum abațiile, ispitele diavolului nu lipsesc niciodată. Mă întrebam așa, dacă în legăturile tale cu lumea din sat n-ai aflat cumva că unii călugări, Dumnezeu să ne ferească, le-au atras în păcat trupesc pe fete. Dacă aceste informații slujesc la cercetarea ta, nu o să-ți ascund nimic din tot ce voi putea să aflu. Ba chiar îmi stârnește aducerea aminte. În noaptea în care a murit bietul Adelmo, eu umblam prin curte, o poveste cu niște găini, și mi s-a întâmplat să-l văd de departe pe Berengario, care se întorcea în dormitor, ca și cum ar fi venit din edificiu. Nu m-am mirat,
fiindcă printre călugări se șoptea că Berengario ar fi... Da, dar poate ai aflat. Nu, spune-mi tu. Se șoptea că nu trăiește pasiuni care nu se cuvine unui călugăr. Vrei să-mi sugerez că avea raporturi cu fete din sat? Oh, nu, pasiuni și mai necudenite. Asta înseamnă că un călugăr care se dă plăcerilor trupești cu fetele din sat manifestă pasiuni cumva mai cuvenite? N-am spus asta. Tu știi bine, există o ierarhie în depravare și în virtute. Trupul poate fi ispitit potrivit naturii și împotriva naturii. Vrei să spui că Berengario era mânat de dorinți trupești pentru persoane de același sex? Eu spun ce se șoptea despre el, asta ca o dovadă a bunăvoinței mele. Îți mulțumesc și sunt de aceeași părere cu tine că păcatul sodomiei este mult mai rău decât alte forme de desfrâu asupra cărora nu sunt pus să fac cercetări. Mizerii, mai ales când sunt și cercetări. Mizerii, Remigio, toți suntem păcătoși. Nu voi căuta niciodată paiuri în ochii altuia? Te teamă să nu dau peste bârna din ochiul meu. Da, îți voi fi recunoscător pentru toate bârnele de care vei binevoi să-mi vorbești. Cât spuneai că e un traboc din ăla? 36 de picioare pătrate. Dar nu fi negăjit. Când o să vrei să știi ceva precis, ai în mine un prieten credincios. Chiar așa te și consider. Nu voi trăda niciodată un vechi confrate, mai ales în zilele astea când se așteaptă să sosească o delegație pontificală condusă de un mare închizitor, faimos prin faptul că a ars o mulțime de dulcinieri. Spune că un trabuc face 36 de picioare pătrate. Frate Gudiel, mă văd că știi mult mai multe decât îmi închipuiam eu. Nu mă trăda. Sunt un biet bărbat păcătos. Mă las doborât de ispitele trupești. Salvatore mi-a spus că tu sau novicele tău l-ați surprins în bucătărie. Tu ai călătorit mult, Gudiel. Știi că nici cardinalii de la Avignon nu sunt modele de virtute? Știu că nu pentru faptele astea mici și nevinovate mă cercetezi tu. Ai aflat câte ceva despre povestea mea mai veche? Nu te interoghez pentru cele ce s-au întâmplat atunci, ci pentru ceea ce s-a petrecut acum, aici. Ajută-mă și fii sigur că n-am să caut să te distrug. Cine l-a omorât pe Venanțiu? Nu știu, îți jur. Știu când a murit și unde. Când? Unde? Noaptea aceea, o oră după completa, am intrat în bucătărie. Pentru ce? Căutam ceva de mâncare pentru fata pe care Salvatore trebuia să o aducă în incintă. Pe unde? Abații are mai multe intrări. Le știe abatele, dar le știu și eu. În seara aceea, fata n-a intrat. Eu i-am spus să plece pentru că descoperisem ceva. Când am intrat în bucătărie, l-am găsit pe Venanțiu pe jos, mort. În bucătărie? Da, lângă spălător. Părea că fusese în scriptoriu. Ai văzut vreo urmă de lupte? Nu, o ceașcă spartă și urme de apă pe jos. De cum de știi că era apă? Ce putea să fie? Ceașca aceea putea să însemne două lucruri deosebite. Sau chiar acolo în bucătărie cineva îi dăduse lui Venanțiu să bea o poțiune otrăvită, sau bietul de el o înghițise mai înainte, dar unde? Și coborâse ca să-și potolească o durere care ardea mărunt aere. Cuprins de groază m-am întrebat ce să fac și m-am hotărât să nu fac nimic. Să aștept să fie găsit corpul dimineața la deschiderea ușilor. Dar când porcarii au venit să-l anunțe pe abate, am rămas încremenit. Venanțiu era în chiup. Cine făcuse să dispară cadavrul din bucătărie? Singurul care se poate mișca liber în edificiu e Malahia. Nu. Malahia, nu. Adică, nu cred. În orice caz, nu ți-am spus nimic împotriva lui Malahia. Fii liniștit, oricare ar fi obligația care te leagă de Malahia. Știe câte ceva despre tine, nu? Da, și s-a purtat ca un om care știe să țină o taină. Dacă aș fi în locul tău, l-aș bănui pe Bencio. Avea unele legături ciudate cu Berengario și cu Venanțiu. Altceva nu știu, îți jur. Deocamdată poate să ajung. Am găsit lentilele în rasa lui Berengario. O, lăudați-e, domnul. Mi-am recăpătat lentilele și știu în sfârșit ați-o că Berengario era omul care ne-a jefuit în scriptoriu. Guglielmo, am terminat lentilele. Cred că sunt tocmai bune. Să văd. Sunt mai bune decât cele vechi. Le voi folosi pe ale tale. Mulțumesc. Acum mă retrag în chilie. Îți mulțumesc, Nicola. Îți mulțumesc și ție, Severino. Ție altfel n-am de ce să-ți mulțumesc. La revedere. Vor fi înțelege miraculoase. Vă asigur urările de tine ale lui Ioan al 22-lea. Îngăduiți-mă în alt preasfinte să vi-l prezint pe secretarul și alumnul meu, Adso din Melk. Îngenunchează în fața eminentului cardinal. Bravo, bravo. Cunoști Bologna, frumusețea, mâncarea ei bună și universitatea strălucită? Te poftesc să vii să o vezi în loc să te întorci printre nemții tăi care îl fac să sufere atât de mult pe bunul nostru părinte,
papa. Michele de Cesena, ați venit odată cu noi? Puțin în urma voastră, excelență. Nu sunteți așteptat la noi la Avignon de multă vreme. Oh, William din Baskerville? Bernardo Ghi. De mult doream să cunosc omul al cărui renume îmi stă drept pildă și învățătură. Va trebui să mă ocup la cererea abatelui de unele treburi triste în care se presimte înciumatul miros al diavolului. Ați putea să-mi spuneți ceva folositor în legătură cu aceste lucruri necurate? Din păcate nu. Nu am experiență, domniei voastre, în lucruri necurate. Să mergem, vă rog. Cine vă așteaptă? Salvatore, ce-ai acolo? Un Vasilisc. Un Vasilisc? Ce faci cu el? Ai treabă-mea. În zilele astea, cu atâția morți în abație, nu mai există treburi de ținut în taină. Am să-i spun lui Guglielmo, să știi. Nu, te rog, nu-i spune. Hai, uite, ți-arăt. O pisică neagră? Da. Nu mai vreau ca chelarul, pentru că e puternic, și tu, pentru că ești tânăr, să faceți dragoste cu fetele din sat, și eu nu! Așa că știu eu o magie nemaipomenită și are să-mi cadă la picioare orice femeie. E de ajuns să omori o pisică neagră, să-i scoți ochii și să-i bagi în două ouă de găină tot neagră. Un ochi într-un ou, celălalt ochi în celălalt ou. Uite și ouăle. Le-am luat de la o găină așa cum trebuie. Apoi pui ouăle să se strice într-o grămadă de mălegar de cal. Am pregătit-o una într-un colț al grădinii pe unde nu trece nimeni. Și de aici are să se nască un drăgușor care o să asculte de mine, aducându-mi, uite aici la nas, toate plăcerile de pe lumea asta. Ce magie asta izbutește? Da, dacă femeia cu care vreau să mă culc scuipă pe ouă înainte de a fi îngropată în mălegar. De ce ești așa neliniștit? Păi deoarece trebuie să aduc femeia și să o fac să scuipe. Fără să știe de ce îl scuipă. Salvatore, da. În noaptea asta o aduci din nou pe fata din noaptea trecută? Te cuprim poftele. Ma nu, întreb din curiozitate. Bine alta, mai frumoasă. E mai bine să te duci la culcare. Arcașii umblă prin mănăstire. Știu abația mai bine decât ei. Și ceața face ca nimeni să nu vadă pe nimeni. Uite, eu fug acum și tu nu o să mă vezi. Și nu o să mă vezi nici când eu o să mă distrez cu femeia pe care tu o dorești. Salvatore! Fata de azi noapte. Stai pe loc. Din bonca dumneavoastră, umblând și pândind prin întuneric, arcașii mei l-au descoperit pe acest călugăr în tovărășia femeii, în timp ce-și făceau de lucru la ușa bucătăriei. O femeie în acest loc sfânt împreună cu un călugăr magnifice, senior abate. Dacă ar fi vorba numai de violarea harului castității, pedeapsa acestui om ar cădea în jurisdicția domniei voastre. Da. Dar întrucât nu știu dacă manevrele acestor doi nefericiți nu pun în primejdie de viața oaspeților noștri, trebuie mai întâi să facem lumină. Ce ai acolo? O pisică. Mai tare. O pisică. O pisică? Percheziționați fata. Un cocoș. Aha, un cocoș, pisică neagră și cocoș negru. Dar eu cunosc astfel de blestemății. Nu le cunoaște și dumneavoastră, frate William? Doar ați fost inchizitor acum 3 ani la Kilkenny, unde fata aceea avea legături cu diavolul, care îi se arăta sub forma unei pisici negre. Da, căpătat cocoșul ca să-l mănânce, spuneți-i. Nu cred că domnia ta are nevoie de vechile mele experiențe ca să ajungă la propriile sale concluzii. Domnule abate, poate magnificența voastră nu știe cum anume folosesc păcătoși asemenea scule, dar eu știu foarte bine, Dumnezeu să ne apere de asemenea necromanții. Chiar la Avignon s-au descoperit niște băuturi și alifii cu care să se atenteze la viața papei. Papa a putut să se apere de ele numai pentru că era înzestrat cu bijuterii miraculoase. Bijuterii care prin virtutea lor dumnezeiască au dat la iveală existența otrăvurilor. Dar ce stări eu asupra acestor mizerii dezgustătoare? Chiar papa le-a descris, condamnându-le anul trecut în Constituția sa. Nădăjduiesc că aveți aici o copie în această bibliotecă. Da. Faptul mi se pare foarte limpede. Un călugăr sedus, o vrăjitoare și niște ritualuri care, din fericire, nu au avut loc. Cu ce scopuri?
este ceea ce vom afla. Magnificența voastră este bună să-mi pună la dispoziție un loc în care omul ăsta să fie pus sub pază? Avem chilii la subsolul fierării. Foarte bine, foarte bine. Duceți-i în chilii separate. Pe el legați-l de un inel fixat în zid, ca să-l pot privi în față când îl voi interoga. Am înțeles. În privința fetei, e limpede că nu merită osteneala să o văd în noaptea asta. Oricum va fi aspru pedepsită. Dar călugărul, dacă spune adevărul și cine îi e complice, poate să se căiască. Duceți-i! Nu! Lăsați-mă în durare! Lăsați-mă! Nu e vinovată! Stai pe loc, prostule, fata e pierdută. E carne de ars pe rugă, ațo. Privești pe vrăjitoare, nu-i așa? Nu o privesc. Sau poate că o privesc, dar nu e vrăjitoare, e nevinovată. E frumoasă, nu-i așa? Păzește-te, firul meu. Frumusețea trupului se mărgenește la piele. Dacă bărbații ar vedea ce se află sub piele, s-ar scutura îngroziți. Toată grația aceea este făcută numai din mucozități și din sânge, din umor și din bilă. Dacă te gândești la ceea ce se ascunde în nări, în gură și în burtă, n-ai să găsești decât murdărie. Ajunge, Obertino. Fata va fi torturată și va ajunge exact cum spui tu. Dar tocmai semenii noștri vor fi cei care să scotocească sub ceea ce Domnul Dumnezeu a vrut să fie acoperit cu podoaba pielii. Și din punct de vedere al materiei, nu ești mai bun decât ea. Lasă băiatul în pace. Poate că am greșit. Fără îndoială că am greșit. Michele, noapte bună. Michele, tu rămâi. Bernardo are acum în mână un argument. În abație se foiesc necromanți care fac ceea ce s-a făcut împotriva papei la Avignon. În noaptea asta va încerca să-i smurgă nenorocitului vreo informație care va fi de folos pentru a tulbura curgerea discuțiilor dacă vor lua o cale care nu-i convine. Va putea să-l facă să spună ceva împotriva noastră? Să ne dăștuim că nu. Pe de altă parte, Michele, știi că totul e hotărât dinainte. Dar tu vrei să ți se facă dovadă, nu? Da, vreau și atotputernicul ne va ajuta. Fie ca sfântul nostru să fie mijlocitorul nostru. Și sunt sigur că sfântul Francisc ne va ajuta. Numai să fie pe lângă Dumnezeu, să n-aibă alte treburi tocmai atunci. Socot potrivit să amintesc faptele cele mai proaspete. Și anume că în anul de la Hristos 1322, la capitolul general al fraților minoriți de la Perugia, sub conducerea lui Michele din Cezena, s-a hotărât că Domnul Hristos, ca să dea o pildă de viață fără cusur și apostolii săi să se supună învățăturilor sale, nu avuseseră împreună niciun fel de proprietate. Față de această regulă de sfințenie s-a supus însuși Papa Ioan. Cu toate acestea, anul următor dă binecunoscuta decretală cum Inter Nonulos, în care se condamnau întru totul tezele capitolului de la Perugia. Și ca să-l mânie pe pontif, se amestecă în 1324 Ludovic de Bavaria cu declarația de la Sachsenhausen, unde împăratul aclamă cu entuziasm o sărăcie pe care el n-o împărtășea câtuși de puțin, ridicându-se împotriva lui Messer Papa, numindu-l inimicus pacis și socotindu-l eretic, ba chiar ereziar. Fratele Severino vrea să vă spună grabnic ceva. Bine, viu. Guglielmo, nu pleca. Trebuie să susții tezele teologilor imperiali. Nu plec, mă întorc. Despre ce e vorba, Severino? Pe din care am fost la spital înainte de se duce la baie. De unde știi? Am găsit în laborator o carte care nu e a mea, o carte ciudată. Adu-mi-o numai decât. Nu pot, am descoperit. Ce? Șt, Jorge, trage cu urechea. Trebuie să vii tu, trebuie să-ți arăt cartea cu grijă. Guglielmo, ești așteptat. Întoarce-te repede, Severino. Închide-te înăuntru și așteaptă-mă. Da. Tu, Ațu, ia-te după Jorge să-mi spui unde se duce. Severino, nu îngădui nimănui ca hârtirile aceia să se întoarcă de unde au venit. Bine. Remigio, vrei ceva? Nu, nimic. Ațu, Severino a găsit ceva lăsat de Berengario, nu-i așa? Pâncio, tu stai prea mult cu ochii pe noi și pe Severino. Sigur că sunt cu ochii pe voi. De-al altăieri nu-mi scapă din ochi nici baia, nici spitalul. Și dacă aș fi putut, aș fi intrat acolo. Mi-aș da și ochii din cap să știu ce a găsit Berengario în bibliotecă. Nu vrei să știi prea multe. Eu am venit de la capătul lumii ca să cunosc biblioteca. Și biblioteca rămâne închisă. Bine, acum lasă-mă să trec. Te las. Oricum mi-ai spus tot ce voiam. Eu? Da, uneori se vorbește și tăcând. Stăpesc să nu intri în spital. Nu intru, fii liniștit, ațo. Dar nimeni nu mă poate împiedica să privesc de afară. Cât privești?
privește disputa despre sărăcie, umilele mele păreri duc la concluziile următoare. Dacă franciscanii doresc să rămână săraci, împăratul nu poate și nu trebuie să se împotrivească unei dorințe atât de pline de virtute. Da, auzind aici persoane foarte înțelepte spunând că nu se poate dovedi că Iisus fusese sărac, mi se pare potrivit să răstorn demonstrația. Întrucât nimeni nu a putut afirma că Iisus ceruse pentru sine și pentru ucenicii lui vreo jurisdicție pământească, această îndepărtare a lui Iisus de bunurile lumești îmi pare o dovadă de ajuns pentru a sfătui să se rețină, fără a păcătui, că lui Iisus era mai dragă sărăcia. Da. Ați merge la Avignon să spuneți același lucru? Ce părere aveți? Meser Papa a auzit rostindu-se multe păreri discutabile în viața lui. E un om foarte binevoitor, dar desigur aceste idei l-ar mâhni mult. Eu aș fi foarte bucuros dacă fratele William, atât de elocvent în expunerea ideilor sale, ar veni la noi la Avignon să le supună judecății pontifului. M-ați convins, signor Bernardo. N-am să vin. Știți, fluxiunea aceasta care îmi prinde pieptul nu mi-e îngăduie să fac o călătorie atât de lungă într-un asemenea anotimp. Bine, dar atunci de ce ați vorbit atât de mult? Ca să depun mărturie pentru adevăr. Adevărul ne face liberi. Aici nu e vorba despre adevărul care ne face liberi, ci de libertatea mult prea mare care vrea să treacă drept adevărată. Și asta e cu putință. Dar ce este, capitane? Laboratorul. O întâmplare de o nemăsurată gravitate ne silește să întrerupem lucrările noastre. Vinovatul crimelor din zilele trecute se află acum în mâna mea. Ce? Dar vai, a fost prins mult prea târziu. Severin murise, m-au găsit privind uimit măcelul ăsta. Vezați-o, are mănuși de piele cu dezgri netăiate. La porunca dumneavoastră, Arcași mei îl căutau pe chelar de două ceasuri pentru a aresta. Văzând ușa deschisă la spital, l-au găsit pe Severino fără suflare și pe chelar care că a ieșit din minți, scotocea prin dulapuri aruncând totul pe jos. Ușor de presupus ce se întâmplase. Intrase, se aruncase asupra erboristului, îl ucisese și căuta lucrul pentru care îl ucisese. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Malachia, Malachia, jură că jur și eu! N-am să fac nimic împotriva ta! Imediat după masă vom constitui un tribunal care va procede la interogatoriu. Să mergem! Luați-l! Malachia era aici înainte, mai înainte. Mai înainte de ce? Mai înainte de a fi intrat chelarul. Vrei să insinuiesc că el l-a ucis pe Severino? Nu pot să jur. În orice caz, aici a fost o carte și ar trebui să mai știe. Da. Signor Abate, da. Dați-vă rog poruncă să iasă toți. Aș vrea să cercetez mai bine locul. Să ieșim cu toții. Dar grăbește-te, frate Guglielmo, trebuie pregătit pentru un groplatune. Fiind vorba de cărți, aș mai rămâne. Nu, aici nu e biblioteca și nu puteți pretinde să aveți privilegii. Bine, bine, plec. Ață, ață, dăm cărțile una câte una. Da, dăm de voie să... Nu e nevoie, Bencio, să-l ajuți. Mai bine vezi să nu intre nimeni. Bine, frate. Așa, de plantis libris tres. Nu e asta, nu e asta. Tezaurul Serbarum? Nu, noi căutăm o carte grecească. Pe asta nu scrie nimic. Hai, văd că scrie. Nu scrie, sunt niște șerpișori. Șerpișori, asta e arabă, prostă. Avea dreptate Bacon că prima datorie a înțeleptului este să învețe limbi străine. Quod lingua stale, stat homines vales. Câte limbi vorbește, atâția oameni valorezi. Bine, maestre, dar nici dumneavoastră nu știți arabă. Da, dar cel puțin știu când văd șerpișori că e vorba de arabă. Nu, nu. Totuși, nu poate să nu fie. Severino s-a închis aici cu o carte, chelarul nu avea, nici Malachia, cred. Sigur nu! Când chelarul l-a apucat de piept, s-a văzut că Malachia nu avea sub scapulară. Bine, adică rău. Dacă nu e aici, înseamnă că un altul a intrat înainte. Cine putea să știe că volumul e aici? Jorge, bună oară, care ne-a auzit. Dar Jorge n-ar fi putut să omoare un om puternic ca Severino și mai ales cu atâta sălbăticie. Da, și în afară de asta tu mi-ai spus că se îndrepta spre edificiu. Da! Malachia ar fi putut veni aici înaintea tuturor. Jorge v-a auzit vorbind cu Severino, s-a dus în scriptorium să-l înștiințeze pe Malachia, Malachia vine, îl convinge pe Severino să-i deschidă și-l omoară.
Dar dacă el căuta cartea, ar fi trebuit să o recunoască, pentru că el e bibliotecarul, nu? Și atunci cine mai rămâne? Bencio! Nu, frate Guglielmo, nu! Dacă aș fi luat eu cartea, n-aș fi stat aici, ci în cu totul altă parte ca să-mi cercetez comoara! Da, o dovadă aproape convingătoare. Eu nu sunt ucigaș. Nimeni nu e înainte de făptui prima crimă. Severin, obietule, te bănuisem și pe tine cu treburile tale. Și tu te așteptai să ți se strecoare vreo travă, altfel nu ți-ai fi pus mănuși. Există ceva în legătura cărții care i-a ucis pe Berengario și pe Venanțiu. Un amestec tainic? Cartea trebuie atinsă cu mănușile, Bencio, dacă ai să o găsești cum tragi nădejde. Da, ce păzând că ești atât de săritor? Urcă-te în scriptorium și fii cu ochii pe Malaghia. Așa am să fac. Aici nu mai e nimic de făcut. Să mergem. Ață, cum ne-a descris Severin o carte? A spus că a găsit o carte care nu era a lui, nu, în grecește. Nu, a spus o carte ciudată. Pentru un învățat, o carte în grecește nu e deloc ciudată. Dacă a numit-o ciudată, este pentru că avea un aspect neobișnuit. Neobișnuit pentru el, care era erborist, nu bibliotecar. Și în biblioteci se întâmplă ca multe manuscrise să fie legate împreună într-un volum. Texte în grecește, în siriană. În arabă. Dobitoc de Teotor. Cap de dovleac, te-ai uitat doar la primele pagini și nu la rest. Da, maestre, dumneavoastră ați spus că e în arabă. Adevărat, ață, e adevărat, dobitocul sunt eu. Manuscrisul nu mai e. Cine a intrat aici după ce am ieșit noi? Toți, nimeni. Se începe interogatoriul vinovatului, acuzat de două delicte odioase, pentru că, de fapt, individul, când a fost prins făptuind uciderea, era deja căutat pentru delictul de erezie. Spune-mi, cine ești? Remigio din Baragine. M-am născut acum 52 de ani și am intrat de copilandru în mănăstirea minorită din Baragine. Atunci cum se face că te afli azi într-o mănăstire a Ordinului Sfântului Benedict? Când pontiful a dat bula Sancta Romana, m-am temut să nu fiu contaminat de erezie și mi s-a îngăduit să fiu printre călugării acestei abații în care sunt de 8 ani. Te-ai temut de erezie? Zi mai bine că te-ai temut de judecată. Nu-i nimic, pentru asta suntem noi aici, ca să aflăm ce clocește în inima ta. Inima mea e nevinovată. Îl vedeți? Îl vedeți bine în fața judecății, ca și cum conștiința lui ar fi curată. Spune-mi, în ce crezi? Cred în tot ce crede un bun creștin. Și vă rog, în ce crede un bun creștin? În ce ne învață Sfânta Biserică. Care Sfânta Biserică? Dumneavoastră, care credeți că e adevărata biserică? Eu cred că este Biserica Romană, una sfântă apostolică, condusă de papă și de episcopii săi. Așa cred și eu. Admirabilă viclenie! Admirabilă viclenie! Un blând pe cărar de vulpe, el vrea să se înțeleagă că eu cred că el crede în această biserică. Foarte bine. Foarte bine. Spune-mi, ai auzit vorbindu-se de Fra Dolcino din Avara? Am auzit vorbindu-se. Tu ai stat de vorbă cu el? Da, am vorbit cu el. Mai tare! Am vorbit cu el! Când? Eram într-o mănăstire navareză când au trecut oamenii lui Dolcino. Minți! Nu erai într-o mănăstire navareză, erai deja în banda dolcinienilor. Dar cum puteți spune așa ceva, Silvio? Hai să vedem mai decât să fie adus Salvatore. Bernardo l-a torturat! Un inchizitor nu torturează niciodată. Grija pentru trupul celui învinuit este încredințată brațului secular. Spune-mi, cine ești? Salvatore din Monferrato. L-ai întâlnit pe Remigio printre dolcinieni? Da! Mai tare! Da! Da, și ereziarhul Dolcino l-a întâlnit în frângere. I-a dat lui Remigio niște scrisori de dus. Nu știu unde, nu știu cui, nu știu! La sosirea aici la abație le-a încredințat bibliotecarului, da? Dar chiar lui Malachia să le ascundă pe undeva pe acolo, prin edificiu! Șarpe, maimuță puturoasă, ți-am fost tată, prieten, scut! Așa-mi răspătești! Signor Remigio, dacă puteam îți țineam partea, dar tu știi pe cei de la pușcărie! Vino-n habet cabalul, vada cum vede! Crezi că o să scap? Nu! Hai să mor ca un eretic și tu! Spune-le că ai vorbit sub tortură! Spune-le că ai născocit totul! Eu nu sunt homo literatus! Am păcătuit sine maliția! Signor Bernardo magnificentissimo știe și nădăjduiesc în inteligenția sa!
In nomine patre, filo spiriti sancti! Vom prețui cu părintească bunăvoință, bunăvoința cu care ne-ai deschis inima ta, așa cum adu-te, Salvatore. Hai, luați-l, luați-l, luați-l! Deci, Remigio, aveai la tine niște scrisori ale lui Dolcino pe care le-ai dat bibliotecarului. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Nu de la tine așteptăm o dezmințire, ci de la bibliotecar. De la Malachia din Hildesheim. Malachia, azi dimineață te-am întrebat dacă ai primit de la învinuitul acid de față niște scrisori. Malachia, mi-ai jurat să nu faci nimic împotriva mea. Dacă voiam să fac ceva împotriva ta, și făcut-o până acum. Scrisorile au fost încredințate lui signor Bernardo azi dimineață, înainte ca tu să-l fi omorât pe Severino. Dar tu știi că nu eu l-am omorât pe Severino, știi bine, fiindcă erai deja acolo. Eu am intrat acolo după ce te-au descoperit. Remigio? Da. Ce căutai la Severino? L-am auzit azi dimineață pe fratele Guglielmo spunându-i lui Severino să aibă grijă de niște hârtii. Ce hârtii? Lăsați-mă să vă lămuresc ce s-a întâmplat azi dimineață. Când am venit la spital, ușa era deschisă și Severino pe jos mort. M-am apucat să scotocesc printre lucrurile lui ca să dau de scrisori. Da, să zicem că spui adevărul. Dar de ce i-ai omorât pe ceilalți contrați din abație? Te gândeai că scrisorile, umblând din mână în mână, îți vor primejdui tăinuirea? Nu am nicio legătură cu crimele din abație! Nu încerca să ne abaci atenția de la faptele tale eretice! Să ne întoarcem la scrisori! Malachia din Hildesheim, da. Repet aici, în fața tuturor, da. Ce mi-ai spus mie azi dimineață și nu vei avea atât teme de nimic! Eu, ca bibliotecar, am sarcina de a închide noaptea peste tot în edificiu, deci și la bucătărie. Și nu am de ce să ascund că am ajuns prieten ca frații. Mi-a povestit că avea la el unele documente secrete care nu trebuiau să cadă în mâini profane. Cum eu am în grijă singurul loc din mănăstire neîngăduit nimănui, mi-a cerut să le păstrez. Am consimțit, nebănuind că erau de natură eretică. Nici măcar nu le-am citit. Am și uitat faptul ăsta până azi dimineață, când senior inchizitorul mi le-a cerut și le-am dat. De ce nu m-ai informat? Biblioteca nu este menită să păstreze lucrurile personale ale călugărilor. Signore, lucru mi se păruse de mic însemnătate. Avem cu toții convingerea că bibliotecarul s-a purtat cu bună credință și sinceritatea lui în fața tribunalului stă mărturie. Îi cerem acum doar să întărească prin jurământ dacă hârtiile pe care îi le arăt eu acum sunt cele pe care i le-a dat Remigio din Baragine. Jur pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, pe Preasfânta Fecioară Maria și pe toți sfinții că așa este și așa a fost. Să ne ajungem. Poți pleca, Malachia din Hildesheim. Tu îi ascundeai scrisorile în bibliotecă și el îți arăta fundul novicilor în bucătărie. Cere! Cere! Poliți sala imediat! Acum recunoaște, Remigio, că aceste hârtii sunt ale tale? Și ce sunt aceste hârtii? Sunt două pagini așternute de mâna ereziarhului Dolcino, încredințat tovarășilor săi, un mesaj de nădejde în diavol. Mai poți nega că ai făcut parte din secta dolcinienilor? Recunosc. Am fost cu el, dar n-am luat parte la nicio ticăloșie. I-am spus lui Dolcino că nu mă simt în stare și mi-a dat voie să plec. Mi-a cerut doar să-i duc scrisorile alea. Cui? Unor sectanți de lui. Nu le știu numele, seniore. Nu sunt prietenii mei, dovadă că nu le-am dat scrisorile. Ba mai mult! Am intrat în legătură cu armata episcopului care se afla jos în câmpie și în schimbul unei hârtii de liberă trecere le-am arătat pe unde pot asalta fortificațiile lui Dolcino. O parte din izbânda forțelor bisericii s-a datorat colaborării mele. Foarte interesant, foarte interesant. Asta ne arată nu numai că ai fost eretic, ci și trădător. Așa cum astăzi, ca să te salvezi, l-ai acuzat pe Malachia, care totuși îți făcut un foarte mare serviciu. Ai păstrat aceste scrisori, trăgând nădejdea că într-o zi o să ai posibilitatea să le dai cui trebuie, ca să fii din nou bine privit de dolcinieni. Nu, senior cardinal, nu, vă jur! Jur ca să fii iertat. Știu foarte bine că voi, dolcinienii, dați iertăciune celor care jură strâmb numai ca să nu trădeze secta. Bine, și atunci ce trebuie să fac? Să mărturisești, ca să scurtăm acest interogatoriu care mâhnește sentimentul nostru de bunătate și de clemență. Ce trebuie să mărturisesc? Că ai împărtășit ideile eretice ale lui Dolcino, obiceiurile și jignirile la adresa episcopilor și că ești vinovat de tulburările din această abație. Haide, mărturisește! Da, mărturisesc. Am fost cu el și am împărtășit fără de legile. Ai fost cu el și când a spânzurat un copil nevinovat de 10 ani? Da, dar n-am nicio legătură cu crimele din abație. Așadar, tu
ai practicat erezia lui Dolcino, a vrăjitoarei Margherita și a tovarășilor săi. Ați negat orice autoritate a bisericii romane. Ați pretins că laicii nu sunt obligați să plătească zeciuială preoților care nu se află în sărăcie absolută, așa cum au fost primii apostoli. Mărturisește că străbăteați satele și zăpăceați mulțimea strigând: pocăiți-vă, pocăiți-vă că mai gândați și salve regina, ca să atrageți cu viclenia lumea. Haide, mărturisește! Da, mărturisesc. Am renunțat la toate bunurile noastre. Voi nu o să renunțați niciodată la ele. N-am mai primit nimic de la nimeni. Am trăit din cerșit și n-am mai păstrat nimic pentru ziua de mâine. Nu e adevărat! Ați ars și ați jefuit ca să stăpâniți averea bunilor creștini. Am ars și am jefuit pentru că alesesem sărăcia ca lege universală și aveam dreptul să ne însușim averile nelegitime ale altora. Voiam să lovim în inimă urzeala de lăcomie ce se întindea de la o parohie la alta. Dar n-am ucis niciodată ca să jefuim și nici n-am jefuit ca să posedăm. Ucideam ca să pedepsim. Pe cine? Pe voi, predicatori mincinoși, câini ticăloși, corbi, slugi ai curvei de la Avignon. Oh, Doamne, nu numai că ai fost eretic, dar ba ești și acum. Nu numai că ai fost ucigaș, dar ai ucis și acum. Spune-mi cum și de ce i-ai ucis pe confrații tăi din această abație. Nu am nicio legătură cu crimele din abație. Ținioare, am mărturisit tot ce am făcut. Nu mă face să mărturisesc și ce n-am făcut. Mi-e silă să recurg la mijloace pe care biserica l-a condamnat întotdeauna, dar, capitane... Da. Întrebați-l pe abate unde se pot pune instrumentele de tortură. 3 zile să fie închis într-o chilie legat la mâini și la picioare. Apoi să îi se arate instrumentele, doar atât. Și a patra zi să se treacă la treabă. Încet, gradat, să se evite mutilările. Moartea trebuie să fie așteptată, degustată, dorită, dar să nu vină mai înainte ca mărturisirea să fie de bunăvoie și purificatoare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Arcaș, luați-l! Nu, nu, seniore, nu mă torturați, de frică, sunt un laș. Am stat să văd prinderea lui Dolcino. Era înalt și puternic, barbă roșie de diavol. Băga spaima în bărbat și le făcea pe femei să urle de plăcere. Dar când i-au smuls nasul și testicul, le zbiera ca o femeie, ca un vițel. Sângele curgea din toate rănile și ei îl torturau, dar ușor, ca să arate cât de mult poate să trăiască un emisar al diavolului. Nu mă tortura! Voi spune tot ce vrei. Mai bine la rog numai decât mor sufocat înainte de a te arde. Așa că îți dau tot ce vrei. Da! L-am omorât pe Adelmo pentru tinerețea lui. Da! L-am omorât pe Venance pentru că citea cărți pe care eu nu le înțelegeam. Da! L-am omorât pe Berengario! L-am omorât pe Severino! L-aș putea omorâ și pe abatele nostru, l-am omorât întotdeauna. Ți ajunge? Numele lui Dumnezeu. Da! I-am omorât! Am chemat puterile infernale și le-am pus în slujba mea prin arta pe care m-am învățat-o de la Salvatore. Ca să omor nu trebuie să lovești tu. Diavolul face asta dacă știi cum să-i poruncești. Și cum îi poruncești diavolului? O știi și tu. Nu poți avea de-a face cu posedații de demon fără să nu prinzi ceva din obiceiul lor. O știi și tu, tăietor de apostați. Iei o pisică neagră, nu-i așa? O duci în miez de noapte la o răscruce, nu-i așa? Strigi cu voce tare: o, Lucifer, împărat al infernului, eu te chem și te introduc în trupul dușmanului meu. Și dacă tu o să-l duci pe dușmanul meu la moarte, a doua zi, la miezul nopții, în acest loc, eu îți închin această pisică drept sacrificiu și tu vei face tot ce-ți poruncesc eu în numele capilor legiunilor infernului. Adramale! Arasto! Acasale! Cu toți fraților! Amigo! Delial! Doamne, iartă-ne pe toți! Dumnezeu rămas! Învață altul. Sub tortură sau amenințat de tortură, un om spune nu numai ceea ce a făcut, dar și ceea ce ar fi voit să facă, chiar dacă nu știa. Remigiu își dorește acum moartea din tot sufletul. Luați-l! Interogatoriul s-a sfârșit. Vinovatul va fi dus la Avignon, unde va fi ars pe rug. Acum abația trăiește în pace, dar lumea nu și-a găsit încă pacea.
Lumea este sfâșiată de erezie, care primește găzduire până și în sălile palatelor imperiale. Un cingulum diaboli îi leagă pe nerușinații sectanța lui Dolcino de onorații maestri ai capitolului de la Perugia. Cele spuse în delir de nenorocitul acesta nu se deosebesc de cele ale maestrilor care benchetuiesc la masa germanului excomunicat. Nu este eretic numai cel ce practică erezia pe față. Îi socotesc prieteni de netăgăduit ai ereticilor și pe cei care în cărțile lor, chiar dacă ele nu jignesc pe față ortodoxia, propovăduiesc felul pervers de gândire al ereticilor. Acum bate în Ubertină. Și cu asta tribunalul își încheie lucrările. Bernardo, mi-am zis, nu mă întrebați dacă dobitocul de Dolcinian e vinovat de crimine și rate. După câte înțeleg eu, nu este. Acum însă se pune o altă problemă. Ubertino nu mai e în siguranță. Dacă îl cunosc bine pe Bernardo, până mâine, cu ajutorul nopții, Ubertino va fi ucis. Și dacă cineva se va întreba de cine, se va spune că erau diavolii evocați de Remigio cu pisicile lui negre. Și atunci? Și atunci du-te la abate, Ubertino, cere un cal, provizii și o scrisoare către vreo abație îndepărtată. Și folosește-te de întuneric ca să pleci numai decât. Arcașii nu păzesc porțile? Abația are și alte ieșiri. Trebuie să o faci repede, înainte ca Bernardo să-și revină din extazul triumfului său. Așa că adio. Adio, Guglielmo. Ești un englez minchit și obraznic, dar ai un suflet mare. Și acum? Acum să ne întoarcem la crimele noastre, Azzo. Maestre, misiunea dumneavoastră a dat greș și cu toate astea păreți mai atras de deslușirea acestei taine decât de ciocnirea dintre papă și împărat. Nebunii și copiii spun întotdeauna adevărul. Dar e o poveste cu furtuni și răzbunări între călugări. În jurul unei cărți interzise, Azzo. În jurul unei cărți interzise. Bencio, unde e cartea? Care e carte? Bencio, niciunul din noi nu e prost. Vorbesc de carte pe care o căutam azi la Severino. Unde e? Credeți că am luat-o eu? Cred. Unde e? Nu pot să spun. Deci, dacă nu-mi spui, am să vorbesc cu abatele. Nu pot să spun tocmai din pricina abatelui. Azi după masă, Malachia mi-a propus să iau eu locul lui Berengario. Abatele a căzut de acord și atunci am făcut ceea ce trebuie să facă un ajutor de bibliotecar. I-am înapoiat cartea. Să nu-mi spui că nici măcar n-ai deschis-o. Am deschis-o. Începe cu un manuscris în arabă, apoi vine unul în siriană și la sfârșit cel în grecește. Deci l-ai atins și n-ai murit? Nu l-am răsfoit pentru că n-am izbutit. Foile erau, cum să spun, nu se desfăceau prea bine una de alta. Și asta pentru că pergamentul era ciudat. Ciudat? E vorba pe care a folosit-o și Severino. Da, pergamentul nu părea pergament, părea un fel de stofă, dar foarte delicată. Hârtie de in sau pergament de stofă, n-ai mai văzut așa ceva? De auzit am auzit vorbindu-se, dar nu cred să fi văzut. O fac arabii, nu? O fac și italieni și spanioli. Și? Da, sigur. Spanioli lângă Burgos, sigur că da, Bencio, îți mulțumesc. Bencio, dar tu nu mai vroiai ca biblioteca să-și țină tainele ascunse? De câteva ceasuri Bencio a trecut de partea cealaltă. Chelarul a spus că a trădat, așa a făcut și Bencio, a trădat. Hai, Maro, să-ți dau frangulă. Infuzia din rădăcina ei e bună pentru emoroizm. Mă duc la slujbă, frate Guglielmo. Malachi a făcut multe lucruri frumoase astăzi. Dacă ar exista dreptate, diavolul ar veni să-l ia chiar în noaptea asta. Să mergem și noi la slujbă. Asta nu-i seara de umblat pe afară. Dar ce se va întâmpla cu Salvatore, cu fata? Salvatore îl va întovărăși pe Chelar. S-ar putea să-i dăruiască viață, sau îl lasă să scape și pe urmă pune pe cineva să-l omoare, sau chiar îl lasă să se ducă, pentru că unul ca Salvatore nu-l interesează pe unul ca Bernardo. Și fata? Ți-am spus, carne de ars pe rug. O vrăjitoare frumoasă pusă pe grămada de lemne va spori faima lui Bernardo Ghi. Da. Abatele nu poate pune o vorbă. Dintre ei trei e singura nevinovată. Crezi că abatele vrea să-și primejduiască puținul prestigiu care i-a mai rămas pentru o vrăjitoare? Copilul de ani. Iubirea mea pământească și nici măcar nu știu numele. Vă invit pe toți să vă pregătiți pentru marea slujbă de Crăciun.
Ca de obicei, timpul va fi folosit până la laudii cu cântece care să preamărească armonia întregii noastre comunități. Vă poftesc pe toți să intonați Sederunt. Sederunt, principe, set al versus meloc verbaltului nigri, persecutis umbre adjuvame domine, bleus meus salvum me fac propter magna misericordia tua. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Ajutor! Malachia, ce cu tine? Are limba neagră! Îmi spusese el, e adevărat, avea puterea mii de scorpioni. Cine-ți spusese? Cine? Signor Bernardo, cine l-a omorât pe omul acesta dacă domnia ta i-ai ținut închiși pe ucigaș? Nu am spus niciodată că i-am dat pe mâna justiției pe toți ticăloșii care se ațin prin această abație. Aș fi făcut-o cu dragă inimă, dar îi las în puterea asprimii sau a nemăsuratei indulgențe a signor abatelui. Rămâneți cu mine! Delegația noastră se întoarce la Avignon. Vă dorim călătorie plăcută. Nu se va sfârși niciodată. O, Doamne, izbăvește-ne pe noi. Și degetele sunt negre, ață. Luați-l, să facem cele cuvenite. În mai puțin de o zi, abația a fost lipsită de bibliotecar și de chelar. Nicola, vei prelua îndatoririle lui Remigio. Cunoști munca tuturor. E scutit de slujbe. Bencio, aseară ai fost numit ajutorul lui Balachia. Da. Ai grijă să se deschidă la scriptorium și supraveghează ca nimeni să nu urce în bibliotecă. Dar nu am fost inițiat în tainele acelui loc. Nimeni nu spune că vei fi inițiat. Dar... tu să ai numai grijă ca munca să nu se oprească, să fie făcută ca o rugăciune pentru călugării morți și pentru... poate pentru cei care vor mai muri. Da. E scutit de slujba de la vespă. La ora aceea vei închide peste tot. Și... cum o să ies? Așa este. Închid eu după cine. Hai, du-te, înțeles. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Eram în primejdie să avem un nou bibliotecar străin. Cine credeți că va fi numit? Vor făptui o nedreptate ca și altă dată. Trebuie scopriți. Cine? Sunt foarte mulți dintre noi îngrijorați. Noul bibliotecar va trebui să fie demn, matur, înțelept. Va trebui să știe grecește? Și araba, așa se cere. Dar sunt mulți dintre noi cu asemenea înzestrări. Eu... cu umilință și... Și Adelmo știa grecește? Cred că nu. Ba nu, nu, cu siguranță nu. Dar știa Venanțiu și Berengare, nu? Da. Îți mulțumesc, asta vreau să știu. Vă las cu bine. Ațo, toți cei care mor cu degetele negre știu grecește. Așa că nu ar fi greșit să așteptăm cadavrul următor din rândul celor care știu grecește. Eu sunt unul. Tu ai scăpat. Nicola, ce fel de om a fost Malachia? Îl cunoști și tu. Nu știam niciodată ce gânduri ascundea și dacă le avea. Părea foarte gânditor, dar după Alinardo era un prost. Alinardo are în caz pe cineva care nu i-a îngăduit cinstea de a fi bibliotecar. E o poveste veche de cel puțin 50 de ani. Când am venit aici era bibliotecar un altul, dar după ce a murit, în locul lui a fost numit Malachia, care nu era ajutor de bibliotecar. Mulți au spus că era doar o maimuță ascultătoare care copia cu o frumoasă caligrafie manuscrisele fără să înțeleagă ce copia. Alinardo, care pe atunci era un om plin de putere, a lăsat să se înțeleagă că Malachia fusese pus în acel loc ca să facă jocul dușmanului său, dar n-am înțeles despre cine era vorba. Asta e tot? Malachia, ca bibliotecar, prin tradiție, a trebuit să-l aibă confesor pe abate, în timp ce toți ceilalți se spovedeau lui Jorge sau lui Alinardo, dar bătrânul e acum aproape de ment. Și cu toate astea, Malachia stătea prea des de vorbă cu Jorge, ca și cum abatele avea în grijă sufletul lui, dar Jorge îi conducea gesturile și munca. Pe de altă parte, dacă cineva voia vreo lămurire asupra unei cărți de demult, nu i-o cerea lui Malachia, ci lui Jorge. De ce știa Jorge atâtea lucruri despre bibliotecă? E cel mai bătrân după Alinardo și aici, din tinerețe, trebuie să aibă mai bine de 80 de ani. Se spune că ar fi orbit de 40.
Cum ai zbudit să ajungă atât de învățat înainte de a orbi? Se pare că la el în Burgos a citit cărțile arabilor și ale doctorilor greci încă înainte de adolescență. Și acum cere tot felul de cărți și un obice îi le citește tare. Își amintește totul, nu și-a pierdut memoria, Calinardo. Dar de ce mă întreb toate astea? Acum când Malachia și Berengario au murit, cine mai știe secretele bibliotecii? Abatele. Și abatele ar trebui să-i le împărtășească lui Bencio, dacă o să vrea. De ce dacă o să vrea? Nu-i tot una să fii ajutor de bibliotecar și bibliotecar. Prin tradiție, bibliotecarul devine apoi abate. De aceea postul de bibliotecar e atât de râvnit. Da, Abone a fost bibliotecar? Nu, Abone n-a fost. Abone îl privegheasă pe Sfântul Toma. Când a murit, se îngrijise de transportul ilustrului corp pe scara unui turn pe unde cadavrul nu izbutea să treacă. Ăsta este marele lui merit. Ar trebui să cobor în cripta tezaurului. Și acolo am putea vorbi. Dar noi trebuie să mergem în scriptoriu. Ați putea vedea vârful lâncii care a străpuns coastele Mântuitorului. O bucată neprețuită din lemnul Sfintei Cruci, adus abației de însăși Regina Elena, mama împăratului Constantin. O bucată, sigur, îngălbenită din fața de masă a cinei cea de taină. Dar să mulțumesc, Nicolo, dar acum am altă treabă. Rămâneți cu mine. Pașii din crucea lui Hristos am văzut multe alții. Dacă ar fi adevărate, Domnul Hristos n-ar fi pătimit pe două bârne, ci pe o întreagă pădure. Maestre! Așa e cum îți spun eu alții. Și există comori și mai bogate. În catedrala din Căln am văzut craniul lui Ioan Botezătorul la 12 ani. Într-adevăr? Bine, dar Botezătorul a fost ucis la o vârstă matură. Celălalt craniu trebuie să fie într-un alt tezaur. Maestre! Ar trebui, Abone, să vorbim despre ultimile întâmplări la care m-am gândit vremea îndelungată. Poate prea îndelungată. Păi să mărturisesc, frate Guglielmo, mă așteptam mai mult de la domnia ta. De când ai venit au trecut aproape 6 zile. 4 călugări au murit în afară de Adelmo. 2 au fost arestați de Inchiziție și, în sfârșit, întâlnirea de care a trebuit să am grijă a dat rezultate atât de nefericite. E adevărat, nu am mulțumit așteptările domniei tale, dar îți voi spune de ce. Aceste crime nu se trag de la vreo vrajbă sau de la vreo vendetă între călugări, ci sunt legate de fapte care vin din istoria de demult a abației. Ce vrei să spui? Nu înțeleg și eu că dezlegarea nu se află în povestea nenorocită a chelarului, dar cealaltă pe care poate că o cunosc, dar despre care nu pot să vorbesc, nădăjduiam că domnia ta ai fi putut să o vezi limpede. Înălțimea ta se gândește la unele întâmplări despre care a auzit la spovedanie, dar pe acestea le știu toți în abație. Nu cred că mai avem nevoie de secretar. Ieși, băiete. Du-te, am înțeles. Deci acele legături necuvincioase au avut prea puțin amestec cu aceste întâmplări atât de dureroase. Totul se desfășoară în jurul furtului și stăpânirii unei cărți care era ascunsă în finis Africe și care acum s-a întors la loc datorită lui Malachia. Nu se poate. Domnia ta, cum ai aflat de finis Africe? Ai intrat în bibliotecă. S-au făptuit o serie de crime ca să nu se descopere ce nu trebuia descoperit. Toți care știau câte ceva au murit. Rămâne doar o singură persoană, domnia ta. Cum vrei să spui că... Vreau să spun că există cineva care știe și care vrea ca niciun altul să nu mai știe. Domnia ta, ești ultimul care știe. Așa că domnia ta ar putea fi următoarea victimă dacă nu-mi spui ceea ce știi despre această carte și mai ales cine este în abație care ar putea să știe despre bibliotecă cât știi și domnia ta sau poate mai mult. E frig aici. Să ieșim. Câte lucruri înspăimântătoare trebuie să fie auzit acest tânăr călugăr. Capul sus, băiete, nu te lăsa doborât. Ai intrat în ordinul cel mai nobil dintre toate. Un abate al acestui ordin sunt eu și tu ești sub jurisdicția mea. Așa că ascultă porunca. Uite și fie ca buzele tale să se pecetuiască pentru totdeauna. Jură. Ce legătură are băiatul cu asta? Eu am pus o întrebare. Ți-am atras atenția asupra unei primejdii și ți-am cerut să-mi dai un nume. Ai vrea poate să sărut și eu inelul jurământului, să uit toate câte le-am aflat și toate câte le bănuiesc? Dumneata, nici nu mă așteptam de la un călugăr cercetător să respecte reținerea, secretele, tainele milei. O carte interzisă pentru care se omoară în lanț cineva care știe numai ceea ce eu știu. Nebunii, concluzii fără roșii dăunătoare.
Și dacă totuși vreo părticică din închipuita dumitale reconstituire ar fi adevărată, ei bine, acum totul revine responsabilității mele. Voi controla. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai încercat să faci. Întâlnirea legaților a luat sfârșit. Îmi închipui că ești așteptat la curtea imperială. Poate că astăzi este prea târziu. Hai să pleci mâine dimineață în zori. Vă voi saluta din nou. Nu mai e nevoie să continuați cercetările. Nu-i mai chinuiți pe călugă. Dumneavoastră i-ați deschis ochii. Are o idee neîndoielnică despre vinovatul acestor crime, dar vrea să dezlege problema singur și vrea să vă înlăture pentru a salva onoarea abației. Eu nu ies din această incintă înainte de a afla totul. Vrea să plec mâine dimineață? Bine, el este stăpânul casei. Dar până mâine dimineață eu trebuie să știu. Unde este fratele Jorge? Bencio! Bencio! Bencio s-ar putea să fie în scriptoriu să pregătească închiderea ușilor. Bencio nu închide nicăieri pentru că nu cunoaște regula. Dacă sfinția voastră îngăduie, mă duc să-l chem. Nu ți-am cerut asta! Nicola? Unde e Nicola? Pregătește cina. Îl vreau aici pe Jorge. Căutați-l, du-te tu. Lipsește și Alinardo. Știu, este bolnav. Se poartă ca târva de la Avignon. Recitați câțiva psalmi. Venerabilul Jorge nu e în scriptorium și nici în chilia lui. Frate Guglielmo, încă faci cercetări. Rostiți o rugăciune pentru sănătatea lui Jorge din Burgos. Nu mi-e clar să vorbea de sănătatea trupească sau de sănătatea eternă. O nouă nenorocire se pregătește să se abată peste noi. Grăbiți-vă să ajungeți în paturile voastre. Nimeni să nu se mai plimbe pe afară. Crezi într-adevăr că abatele nu știe unde este Jorge? Ba, știe și știe că de unde este nu se va mai întoarce niciodată. Poate că bătrânul știa prea multe și abone nu-l mai vrea. Abatele cred că s-a dus în finis Africe. S-ar putea să mergem, poate mai putem salva o viață. A cui? A uneia care nu o merita. Ce se aude? Ce-o fi? Cineva închis aici. M-am întrebat întotdeauna dacă nu mai e și o altă cale care să ducă la finis Africe. Cine o fi? A doua persoană. Una e în finis Africe, alta a încercat să o ajungă, dar cea de sus trebuie să fi blocat mecanismul, așa că musafirul a rămas în capcană. Să-l salvăm! Să deblocăm mecanismul de sus. Din partea asta are un secret pe care nu-l cunoaște. Să urteam repede, repede. Iată și oglinda de care te-ai speriat. Ce scrie deasupra ei? Super Tronos Viginti Quator. Ațu! Primul meu septimul de quator, cum era scris pe pergamentul pe care l-am găsit atunci, nu înseamnă primul și a șaptelea din cei patru, ci din patru, din cuvântul patru, adică din quator. În quator primul și al șaptelea sunt Q-Shier. S-a păs? Ce mai aștepți? Da, dacă dincolo e cineva în armat. La dracu, Dumnezeu e cu noi, hai! Fericită noapte, venerabile Jorge! Ne așteptai că venerabil l-a prins, nu? Te așteptam. Și abatele? El se zbârcolește în scara ascunsă? Mai trăiește încă? Aș vrea să-l salvez. Tu poți să deschizi ușa aia? Nu mai pot. Funia s-a rupt. Acum trecerea este închisă din amândouă părțile și nu puteți renoda capetele. Abatele e mort. De ce l-ai omorât? Mi-a spus că mulțumită ție a descoperit totul. Mi-a cerut să-i explic ceea ce nu știa. Voia ca finis Africe să fie deschis. Grupul italienilor i-a cerut să pună capăt la ceea ce ei numesc misterul întreținut de mine și de predecesorii mei. L-ai folosit timp de 40 de ani. Când ți-ai dat seama că orbeai și nu mai puteai să controlezi biblioteca, ai făcut să fie ales abate un om în care să poți avea încredere. Și l-ai numit bibliotecar pe Malahia, care nu făcea un pas fără tine. Timp de 40 de ani ai fost adevăratul stăpân al acestei abații. De ce mă așteptai? Când Severino a venit să-ți vorbească despre carte, am fost sigur că îmi dai de urmă. Te-ai dus la Malahia, nu știu ce i-ai spus, dar s-a dus la Severino, vezi, doamne, pentru ierburi, și când Severino i-a deschis, Malahia l-a omorât. Dar n-am mai avut timp să caute cartea pentru că a sosit chelaru. Așa a fost? Mai mult sau mai puțin. Dar tu nu voiai ca Malahia să moară. El nu văzuse probabil niciodată cărțile din finis Africe. El se limita să așeze seara ierburile ca să-i sperie pe curioși. Am ghicit, nu? Ai ghicit? Nu voiam ca Malahia să moară. I-am spus să regăsească volumul cu orice preț și să-l aducă aici fără să-l deschidă
pentru că paginile aveau puterea mii de scorpioni. Pentru prima oară zmintitul a vrut să se ia după capul lui. Dar nu-mi spune ce știi. Știu că știi. Spune-mi ce vrei. Vreau copia aceea grecească scrisă pe hârtie de stofă care se fabrica aproape de Burgos, locul tău de naștere, pe care tu ai furat-o de acolo pentru că nu voiai să o mai citească și alții și pe care n-ai distrus-o pentru că un om ca tine nu distruge o carte. Vreau să văd cartea aceasta, a doua a poeticii lui Aristotel, pe care toți o socoteau pierdută sau niciodată scrisă și din care tu păstrezi poate singura copie. Ce grozav bibliotecar ai fi fost, Guliel! Știi tot. Vino, așează-te. Iată premiul. Citește, răsfoiește, Guglielmo. Ai învins. O să mă șeu. Ești și tu aici, băiete. Da. O să o citești și tu după aceea. Hai, Guglielmo, citește, răsfoiește. Iată, o meriți. Văd că nu mă socotești prea isteț, Jorge. Tu nu vezi, dar eu am mănuși cu degete și nu-i zbutesc să desprind o pagină de alta. Ar trebui să lucrez cu mâinile goale, să-mi umezesc degetele cu limba până când o travă va fi pătrunsă în gură atât cât trebuie, nu? Vorbesc despre o travă pe care tu, cu multă vreme în urmă, ai furat-o din laboratorul lui Severino. Ești un criminal. Eu n-am omorât pe nimeni. Fiecare a căzut potrivit destinului său. Eu am fost doar un instrument. Da, și Iuda a fost un instrument. Acum chiar erai gata să ne omori pe mine și pe băiatul acesta. Dar spune-mi de ce? De ce ferești cartea asta? De ce ți inspiră atâta teamă? Dă-mi-o să-ți arăt. Poftim. Pentru că e a filozofului. Iată, este a lui Aristotel. Pentru că această carte ar putea să învețe pe oameni că eliberarea de frică înseamnă înțelepciune. Și multe minți stricate ca a ta ar extrage din această carte silogismul cel mai mare, potrivit căruia râsul este scopul omului. Râsul îl îndepărtează pentru câteva clipe pe omul simplu de spaimă și legea se impune prin spaimă, al cărui nume adevărat este frica de Dumnezeu. Și de la această carte ar putea pleca scânteia luciferică care ar ațăța în lumea întreagă un nou incendiu. Bine, bine, acum s-a sfârșit, am găsit cartea și toți ceilalți au murit în zadar. Nu în zadar, poate au fost prea mulți. Și dacă mi-ar fi trebuit o dovadă pentru tine că această carte a fost blestemată, ai avut-o. Și pentru a nu fi murit în zadar toți ceilalți, o altă moarte nu va fi prea mult. Ce faci? Ce faci? Mănâncă foile. Pe ce trăiesc? Ceea ce nu trebuie spus în muruntul care devin. Cartea. Hei, Guglielmo, nu te așteptai la această concluzie. Bătrânul acesta iese iar biruitor, vezi? A stins felinarul, nu mai văd nimic. Acum eu sunt cel care vede mai bine. Nu lăsa să iasă, oglinda. Prea târziu. Am amnarul la mine. Atunci ce aștepți, aprinde felinarul. Hai mai repede, altfel ăla mănâncă tot Aristotelul. Și o să moară. Ma, nu-i nimic, nu-mi pasă dacă moare blestematul. Și așa cu cât a mâncat soarta mie pe cejuită, dar eu vreau cartea. Gata, l-am aprins. Fuga după el. Stai! Acolo! Am prins, mă, brine! Acum avem lumină. Ce faci, om nebun? Le-a aruncat pe cărți! Au luat foc cărțile în biblioteca! Au luat foc! Ce furizare! Vede focul, se aprinde tot! Apă! Ne trebuie apă, dar unde se găsește apă în infernul ăsta? În bucătărie! La jos în bucătărie apă! Nu te știi de alarma, e nevoie de mulți oameni! Foc! Apă! Adu-te-te apă! Să vă înghită pe toți ticaloșilor! Ați-o biblioteca!
E cu neputință. Nu vom izbuti niciodată, nici cu toți călugurii din abație la un loc. E pierdută! E prea multă tulburare aici. Non in commozione. Non in commozione, Dominus. Ați ascultat Numele Trandafirului, de Umberto Eco, traducere de Florin Chirițescu, dramatizare radiofonică de Grigore Gonța, partea a doua. Distribuția a fost următoarea: Guglielmo, Radu Beligan; Azzo, Mihai Călin; Abatele Abone, Constantin Dinulescu; Chelarul Remigio, Gheorghe Dinică; Jorge, Alfred Demetriu; Nicola, Alexandru Georgescu; Severino, George Motoi; Malachia, Eusebiu Ștefănescu; Berengario, Bogdan Mușatescu; Salvatore, Valentin Uritescu; Ubertino, Grigore Nagacevski; Adelmo, George Călin; Bencio, Eugen Cristea; Venanțio, Tomi Cristin; Aimaro, Traian Stănescu; Cardinalul, Liviu Crăciun; Bernardo, Mircea Albulescu; Michele, Andrei Ionescu; Alinardo, Rin Negrea; Cantorul, Dragoș Ionescu; Bucătarul, Mircea Cojan; Un novice, Andrei Duban; Capitanul, Răzvan Popa; Slujitorul, Adrian Negru; Fata, Silvana Ionescu; Redactor, Marina Spalas; Producător, Vasile Manta; Regia de montaj, Dana Lupu, Marilena Barabaș, Robert Vasiliță și Bogdan Golovei; regia de studio, Violeta Berbiuc; muzica originală, Anton Șuteu; regia tehnică, Vasile Manta și Nicolae Basov; regia artistică, Grigore Gonța.